am Hamlet. Nu sunt să niciodată. Toată lumea trebuia să joace Hamlet. Eu nu vreau să joc Hamlet, dar trebuia, nu? Hai, avem Shakespeare, tu ești Hamlet. Oh, ole, mamă, erau niște doare. Țin minte că eram la că mă întreba să dem. Uh, trebuia să văd stafia tatălui care nu știu, ce, nu știu cum. Și aici era Dem Rădescu Ivașcu și cine mai era pe acolo. Eu mă uitam, trebuia să mă uit undeva să văd afectat stafia tatălui și aia din spate colegii mei. Erau toți Cu numai... Cu degețele. nu știu ce. <laughs> Salutare oameni buni, Bumaru și milenialul această de seară, Bumaru, același Silviu Pet cu milenialul, același Alex Zob. Astăzi avem un invitat care nu este nici Bumăr, nu este nici milenial. Ce, ce, este domnul Petcu? Este din generația X, dacă vă puteți imagina că sunt din avem gene, și oameni de ăștia. Avem și oameni din ăștia. Dan Badea, bine ai venit la noi. Hey, Dan Badea! Yeah. X. Hey, a venit x la noi, la tati. Al trei generații, dacă mai era... Na, nu, aveam, nu duceam copilul la grădiniță, sau mai aveam și alte generații. Mai aveam și Alfa? Alfa, Z... Și tu ne-ai zis acum exact înainte să dăm rec? între... nu știu, a calculat cineva și a zis că sunt unii care combină cele două generații și i-a spus acestei noi generații Z Alfa. E bine, e bine. Eu, e din la, ce, în ce mai bine, spun. E din ce în ce mai bine. Antropologii ceva... au de treabă, psihologii <laughs> nu mai zic. Bănesc că n-ai avut niciodată, adică niciodată n-ai ținut cont de treaba asta, nu? Să știi că țin cont. De exemplu, eu le spun la spectacole, uh, uh, sigur că îi văd pe cei care sunt ca mine, na, generația X, <laughs> dar îi mai întreb să mai aplaude, să una asta, pentru că uh, întotdeauna, nu știu cum să dezvoi, dar eu când zic... Anii 70, la mine în cap e că au, au fost acum 30 de ani. Nu știu, ceva s-a întâmplat, ceva la... Ai un hiatus. Nu, la, la, eu, teoria mea da. e că la, uh, cum îi zice când a fost uh, uh, aia, de, eclipsa totală de soare, ne-am uitat că a tip un în când aveam ochelari și s-a resetat creierul. Și din momentul ăla nu am mai calculat. Deci, anii 70, cu 30 de ani. Nu-i vine să-i pui și pe restul 23. Știi, adică le-am zis cuiva cu că, știi unde m-am prins? Că am zis cuiva, am zis într-un show că primul apel pe un telefon mobil s-a făcut acum 50 de ani, în anii 70. a avut un șoc așa, cum adică? Da, anii 70, cu 50, nu, i-a dat lumea peste cap, <laughs> ce mă? Da, 50 de ani au trecut de atunci aproape, deci... Dar lumea calculează altfel, nu știu de ce. Așa tu că... calculezi altfel. Eu, eu, parla, eu, eu, eu. Cel puțin așa mă simt, așa mă simt. Dar și tu, puțin... cum, tu cum calculezi? Îți dai seama că eu nici nu mai intru în ecuația asta, adică boomer, boomer. Deci născut în 61, îți dai seama că lumea se uită la mine și zice, tată, ăsta, eu umblu și cu, eu în buzunar întotdeauna am și o glinjoară, știi? la nevoie really? să o pună, s -o pună ah, omul la nas da. să vadă că răsuflă, adică se uite la mine bă ăsta oare trăiește, oare e Mare ok da. Mare pisicher, Morgan Freeman da. păstrează tradiția pirațiului, nu știu ce Tot are niște cercei cu diamante la pirat sau oricine la, din genul ăsta, când unde mureai îți lua ăla ca să ai bandă în gropăciune nu e cazul lui, de seama că acum nu <laughs> eu că cred că are ceva în <laughs> cont unde să fie să zică, bă cine e ăsta că nu-l știm da. <laughs> dar, dar știi asta are tradiția asta de la pirați. Dar stai puțin, dar el are rude de gradul 1 E posibil 2. să nu și atunci... <laughs> el s-a inventat, el nu? Și-a pus ăla și gata mă, ou, eu sunt. Tu ești născut în 76 în București. În ce cartier? Tineretului. În Tineretului. Mamă tineretului. de o băiată băiată. Da, băiat, da, băiat, da, da e, este Tineretului este un mix foarte ciudat. Pentru mine a fost... Eu nu mi-am dat seama până nu am plecat, plecat și mi-am dat... Era... Tineretului se numea. Era nou... Era făcut destul de nou, așa? Absolut. De, deci, blocul central. Sau de, central, dar eu nu înțelegeam asta cu central. Cu, nu Mi mi se părea că toată lumea stă pe lângă unirea, pe lângă... Oricum nu ieșeam. Deci eu, universul meu era parcul tineretului și după aia știu că m-au dat la liceu. Ă, aveam două opțiuni. Șincaia care era foarte aproape, foarte. Chiar treceam strada. Este de, drum, deci ce era să mai... și era creangă că era puțin mai departe. Deci aici, în drum spre unirea, pe oițelor, pe dreapta, undeva. Deci da, făceai... Da, da, da. Un sfert de oră, două minute, Noi făceam jumătate de oră Că mergeam încet de tot Cel puțin la venire Și a fost foarte bine Că m-au dat la creangă Că am mai avut și eu timp Să mai văd chestii Să mai adică Nu, ăsta era universul meu Nu plecam, nu aveam data. Deci nu tu tramvaie, trolebuze Mai luam tro... un autobuz Mai luam un autobuz Dar uh, nu aveam bilet era... na, Știi cum e Și era dubios Mai mai mult pe jos Dimineața dimineața, Dacă prindeam și puteai să te bagi Într-un autobuz ăsta 313, cred că era 133 era spre facultate. Nu? Parcă, uh, 133, da, da. 133, da. Oprea, spre, oprea acolo pe Matei. O, bea uh, și de acolo da. o luai pe jos. Așa. Da. Dar uh, 313 pe ăsta, nu o să uit că... Și mergeam, făceam gașcă și mergeam. Tăc, 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 tăc. Nu ca soția mea care mergea nu știu câți kilometri, ea din, din că, Călinești Argeș, și până la... Uh, avea și maxi taxi, dar mergeau o oră și ceva. Ma. Pe jos în fiecare zi. Uh, Ha 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 ho ho ho. Și când s-a dus pe mine a zis: "Dar tu ce sport ai făcut de performanță?" "Nu, am mers pe jos în fiecare oră întreagă." Ăstea, da, 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 erau timpurile, înțelegi? Și am am Și nu i-a făcut bine? Foarte bine. Vezi? Este foarte bine. în tineretul erau foarte mulți bătrâni. Nu știu dacă. Da, e, cred că e similar cu ce se întâmplă acum în drumul taberei, Adică știi, recunoscut de așa. Erau foarte mulți bătrâni, pe mine m-a spart o chestie în cartier la noi. Deci erau uh, blocurile astea noi, erau la zeturile de la, uh, de, la stradă, de la stradă. cum erau astea construite așa. Bă, și la un moment dat, într-o vară, când mi a schimbat eu școala, deci a rămas în sensul, a rămas școala aceeași, 97, dar ei au făcut una nouă. Așa au făcut-o în. într-o vară. Deci în, în vacanța de vară s-a construit o școala. școală. Bă, de era aceeași au... curte sau la o altă locație? Nu, în, în altă loc. locație În altă locație și aia, a rămas, aia era mai bătrânească Mai bă, de demult, nu știu Și au făcut una nouă deci, Într-o vară, într vară, bă, în două luni jumate era la cheie înțelegi? E adevărat că la ora de sport la un moment dat eu mai eram și mai grăsuț așa am fugit, am fugit și n-am la cur, nu știu ce cursă, m-am oprit cu piciorul așa într-un într, într zi și a căzut un pic din zidul ăla, adică era un BCA dar, nu era wow, dar și până, până acum școala, adică nu e ca și cum după 2 ani a căzut și așa, încă e în picioare dar se construia într-un stil de ăsta foarte și lângă ea s-au construit niște blocuri unde uh, cu asta n-am fost de acord absolut deloc nu eu ca vecin, doamne ferește dar duceau, le dărâmau casele oamenilor, uh, indiferent că erau de aici sau de la țară, dăreau uh, ce au cu casele și îi muta la bloc. Și ea nenorocită, adică eu îi vedeam, uh, uh, ei încă veneau uh, în fața blocului, stăteau la divan, ca așa se zice, la, nu știu cum se zice, la alte, în alte țări, dar la mine la țară se ceau la, la divan. Șezătoare, la șezătoare, la țară, divan. Da. Noi divan că suntem spre călugăreni turci, Aha, divan. Uh -huh. Înțelegi, la divan ieșim la divan, uh, se auzeau uh, uh, cocoși, ținuți în casă că înțelegi un, ce? Am au înțeles că mai creșteau și un porc în cadă, că știi, nici n aveau de mâncare, te mutase și abuziv și așa. Și cel mai grav caz, cel mai grav caz mi se pare, când mergi, mergeam spre bunici și mi arăta mai că mai niște blocuri de patru etaje în comuna 1 decembrie, care, care era înainte 30 decembrie, Wow, știu. au rebranduit A fost un focus grup nu, puternic acolo. Bă, bă, nu, ceva nu merge asta cu 30 decembrie. Hai să găsim mai Să decembrie. Foarte bun, poți uh, uh, Erau niște, am înțeles că sunt niște blocuri de patru, eu sper să mă înșel, de patru etaje, fără toale, fără wc în casă. Dar așa s-au construit în o comunele. Deci, cum să Și te bă, de la etajul răs. patru, bă, să te duci noapte. Hai să zic că nu fac cu o liță, cu o... dă un în pana mea chiar așa. să te duci tu noaptea pe scări până jos la... Așa, așa le-au construit în foarte multe da, când au... Ce? Pentru că canalizare nu exista canalizare și atunci da. pentru că, bă, trebuie să dăm un exemplu la țară, comunele mari le facem orașe, da. le, le facem blocuri, facem blocuri, Se Păi dar șeful, cum... dar nu avem uh, cum facem da, cu apa, lasă, lasă băi, da, facem... A, tu zici că n-aveau nici apă curentă? Aia. Nu exista. Nici apă. Nu exista. -a -o -t -o -t -o. Era ciușmeaua și cei frumos sus cu damingeana cu apă. Pentru că dacă construiau apa în casă, era deja și canalizarea. Trebuia Corect. să ducă apa aia când te spălai Corect. la mână. Undeva. Trebuia să ducă undeva. Deci nu aveau apă. Apoi le-au construit și canalizări. Adică s-au făcut canalizări și, și, băgat prin... și au băgat țevile prin... Au început, pe m spart și până au zis... Bănuiesc că da care dintre camerele astea va fi baia? Ei, auzi, știu Hai să ei. vedem, uite, au bara da, la da sau care? Da. Domnul, îmi place să mă lăfui. vreau aici, în sufragerie, vreau așa o cameră mare. Păi da, care De unde și s-au făcut și este... veciorile în mijlocul sufrageriei, ca să fie faină, adică să ai așa da, o priveliște. Crezi că aveau cadă de aia cum se poartă acum cu piciorul. Jacuzzi, mă, zic, cu jacuzi, cu tot. Oamenii păi... scârcota, știi, când le ofer posibilitatea să-și... Facă un viitor ca lumea, adică să aibă opulență, tot și tu ai oricum cu în jur, ok, dar e frumos da, așa da. când te uiți de la etaj sau de la parter când vezi porumbul da. și tu stai în cadă, nu-i mai mișto ca asta în sufragerii, cât poate să fie de mișto asta? Că ai zis de cucuruz, îmi cer scuze, țin minte, când am fost la o colegă de-a lui maică mea de, de serviciu la o petrecere de, de casă la mulți ani, nu știu ce, eram mic, am mers cu metrou până la ultima stație, cred că era Păcii, și era un bloc și din bloc mă uitam pe un mare câmp de porumb. Deci ai de la Păcii totul era porum, tot tot A ce acela. se vedea în continuare Ma. și eu țin minte că Valea Oltului era centura adică Valea Oltului și lui că aia de aia din Giurgiu exact. Ale erau centurile București după aia urma porumb -aia era porumb câmp da. eu vreau să zic că mi-a rămas gândul la ce ai zis tu cu școala construită în două luni jumate în da. ideea în care știu de la unchiul Oprișan Cătălin Oprișan da. că după 90 da. s-au mai făcut câte școli? trei Zero? Zero. Da, frate, da. Asta e. Pe, pe, de altă parte... Zero. Da, da, pe de altă parte vrei să spun ceva? Că ăștia toți, domnule, s-a făcut pasajul ăsta de, aici de la Unirii pe care trebuie ăștia să le facă și eu. Nu știu dacă o să reușească, mai bine, mai bine îl, zidesc, vă zidesc. N-ai cum, frate, deci ce e acolo cu o... Știi că există o dâmbă, dâmboviță sub pe de sub, da? de sub. Aia când e, Ce vedeam noi pe vreme? noi așa vedeam. Plutin, chestii, era foarte frumos. Dâmbovița <laughs> pentru noi era o, un fel de sena mai maronie. Așa, <laughs> hey. Sena. Un fel de. Da, mă Era pluteau tot felul, era foarte însoțit Și a făcut asta, a pus deasupra, dar uh, și-a construit tot așa. pasajul de la Unirii, tot așa s-a făcut. În două, luni, două luni. Ceva, adică știi. Da, mă, right. da, știi ce se întâmpla. Eu nu sunt de acord nici cu treaba aia. Pentru că lua, așa, toată armata, deținuți, toți, munceau, toți făcea. Ai muncit? Pot, pot să Rău. spun, dau un exemplu personal, Ia. dragi prieteni, uitați la un dom. dacă cumva între stațiile. Uh, Universitate și Piața Victoriei sunt probleme de semnalizări feroviare. Eu am tras cablu. Eu, A, eu tu? am pozat. Tu cu eu tale? cu mâinile mele am pozat cablu se lua cablu de către doi domni, și odată la nu știu cât zeci de metri, mai veneau câte doi domni și îl puneau pe omer și îl târiau și ieșeau. Nu exista piața romană când s-a construit acel inter Cui? acel uh, metrou. Piața romană s-a făcut după aia pentru că ce ai nevoie în piața romană? Imediat, Cât e? e un kilometru, ce puer era un kilometru, lasă-l faci la 2 kilometri în piața da, da. Victoriei. S-au prins că totuși și piața romană e în buricul târgului. Ar trebui de. să mai lucă lumea la, la studenții să coboare. De ce au făcut? -o? covrigel așa de deci ce, nu s-a putut drept dar n avei păi... cum să o faci, păi așa merge și șina și atunci au săpat în jurul șinei, au Am, făcut construcții Șina deja mergea. Păi, păi, stea, mă, șina și, șina exista. Păi stai și nu, pot îndre... adică, <laughs> nu poți să o Adică, nu, să îndrept, că să îndrept, nu mai poți să poți. Care e betonată, e deja a. o construcție, ca și cum ai muta o clădire. Asta e făcut La tunelul. Și și e făcut tunelul a... cu șina și, și cu toate canalizările, astea, semnalizările și toată comunicația trasă deja. Și bă, trebuie să facem o stație. Păi cum facem? Păi spargem tunelul și îl mălărgim. Păi ce? Care-i problema? Mai spargi tunelul și mă. Râd. Păi nu-i chiar așa. Da, da, spargi da. un cofrag de beton, trebuie să-l. să-lufle. Adică a fost ingineria acolo ca să, ca să facă o piața romană, stația aia. Au fost cu decupaje în betoane. Au dârdeit alea blocurile alea în jur încă 2 ani până au terminat să le-au consolidat, seama, îți dai seama, seama ce a fost acolo ce s-a terminat totul, și oamenii nu mai puteau să doarmă, ei se obișnui sără cu gârțel, cu, cu toate alea, nu? au mutat blocuri, dar zici că îi facem epopeea timpului de altă dată, păi, da, dar... este eu timpul în, în, în care zic... trăit tu, da, dar eu asta zic eu nu resimțeam, pentru că am avut privilegiu de a fi copil pe vremea și nu am resimțit de niciun fel, pentru că ne protejau ai noștri cât puteau Asta a fost. Ai fost singur la părinți? Singur la părinți, nu aveam bani, nu aveam de niciune, dar nimeni în jur. Adică, priv, cum să zic eu, privilegiul generației mele a fost că niciunul dintre ceilalți nu a putea să epateze prin ceva. Că na, chiar dacă unul era mai înstărit, unul era la securitate un coleg și altul era la aprozar, apropo, cine era la aprozar mm. era, era, rege, era șmecher, deci, shit. ca, și cum aveai Carrefour, înțelegi, deci nu aveai treabă, tati. era cel mai șmecher, uite așa, avea niște bani, cei mai mulți bani de după Revoluție, cred că acolo au fost aprozariști, nu ce ăștia, că dădeai orice sau făcea, făceau, făceau tot felul de... Știi, în ai dădea lui ăla, cine, ă, cine lucra la comenzi, iar erau casa de treabă. comenzi, da, casa da, a de comenzi. Deci nemun trebuia să faci o comandă Dar așteptam ore în șir să, să răspundă cineva Dar asta era că n-aveai timp să zici Adică nu era, tu făceai o comandă, dar nu ce vrei tu, atât, aloi luai comanda și ți-aduceau ei. O ciocolată, două banane, adică știi, un fel de pachet, ziceai că, prime, -am prins, da. că primești ajutoare, înțelegi? Asta nu mă în București există, să știi. Da. Cu Casa da. de Comenzi? Da. Nu, no, eu eu și în, în Sinaia, Dona, în Sinaia am eu -am de auzit, Casa de eu Comenzi. Eu am auzit prima oară în Iași, am Așa. Am stat până am terminat facultatea. Eu n-am auzit asta cu casă de comenzi. Da. O fi fost, dar la niște oameni la care se răspundea. Adică bănuiesc că și ăla când primeau un telefon, ăsta o la fi ghici. numărul nu, de telefon nu, nu, din cap nu, tabel sau răspuns sau nu Nu răspund. era cazul, nu. Era la ghici. Eu efectiv stătei pe ele până... Dar noi oricum stăteam pe telefoanele alea. Râdem acum de copii că, domne, că stau pe telefoane. Nu știu. Eu știu că când plecau ai mei de acasă, aveam niște numere la care sunam toți, toți copiii, toți pe care știam, colegi, nu știu. A, farse. Nu farsă, nu că nu răspundea nimeni, asta era, să nu răspundă. Sunai și nu se închidea că acum, după nu știu cât abonatul, nu zicea nimeni abonatul cu tare, că trebuia să fie o doamnă, nu aveau robot, trebuia să zică după fiecare da, abonatul cu tare nu răspunde, să închid. Ideea e că nu răspundea nimeni și atunci noi vorbeam între apeluri, adică făcea trrrrr și ziceai, salut, eu, cine Trrr! E, sunt Monica, trrr, Și între alea vorbeam, ne auzeam mai mulți. Asta nu știu Asta habar. Deci este avut. Primul, primul tip de WhatsApp vreodată. Păi mă că asta e... A, eu e avant avan da la letră înainte de asta cu... La Vodafone sau la Orange, la cu, dialog cu primele cu trei două secunde. 3 secunde ne dădeam. eram pregătiți. Era mega pregătit când au Eu, -am eu știu, nici asoară. Eu n-am auzit, 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 asta. de asta conexul, cred că a dat și faliment, că nu s-au pregătit ca oamenii să-i să, -i, să -i faulteze în halul ăsta. Să vorbești la o secundă până până îi zăpăcești. Bă, la o hai secundă. Hai de la... Era romană. Nu, hai de la e mult. Da. La șapte ne vedem jos. Și l bine, pac, era. La cât? La șapte? Mamă. Era... A fost foarte... Dar nu știam că a da, asta da, că a da, fost da. Și Nu știu, știu, eu credeam okay. că toată lumea o face. Nu. Toată lumea făcea treaba asta, cel puțin în grupul meu. Înseamnă că trebuia să vă conectați la aceeași oră cu toții. Bă, nu. Ideea e că nu intrai, adică nu, nu te auzeai toți cu toți. Știi? Nu știi cu cine vorbești. Era un fel de uh, Mirc. Era un fel de Mirc, nu știi cu cine vorbești. Ei, hey, nu știu ce era ceva. Dar nevoia asta de comunicare. Aveam cuplaj. Cuplajul. Da, cuplaj. Asta mi se pare. Bă, ce blândi. Cuplaj, tati. Să te audă. un. tot timpul era Să un click și Ideea e că nu, și mie mi s-a părut, era o doamnă, o profesoară și am vârstă, n avea ce să vorbească. Nu era niciun fan, adică, nu, să stau să ascult. Dar uh, uh, tot timpul știai că ești ascultat, că poți fi ascultat. Omul din, nu curea intenții, omul vrea să dea un telefon. Avea tot timpul treabă. Domnul a ridicat că n-am știut. S-a auzit, da, mă, și uite ce e, prin poc, punea Exact, exact. Foarte dubios. Foarte. Uite, acum, țin am minte, țin minte. Am și am, am fost cu, și cu asta, cu, cu, cu sunatul, am uitat. Dar de astea jocuri cu copiii de la scară, cu ceilalți băieți, fete... Doar atât aveam. Atât aveați? Și mergeați cu toții în par sau stăteați prin, pe lângă blocuri? Și, și, când am fost mai mici, uh, uh, mai mult stradă, parcare. Parcarea, da, parcarea, că era bă, goală. doamne, era un, unul nostru ce avea o dace roșie, stătea într-un bloc mai încolo și vedea, doamne, dacă nu, bă, țipa la noi. Și noi, să nu i Să nu zgâriem, să nu-i dăm cu mingea, să nu-i nu știu ce. se să mergem copii, bă, n -ai. nu era ca acum acasă, cu tare. Pe de altă parte, orice de la o minge de -aia mică, orice să putea întâmpla la mașina aia, se putea repara cu oricând cu o bit din ea, cu aia reparau la ele, nu aveau nicio treabă. Nu... Dar nu vă aruncau cu apă rece sau fie N-avea, na, era departe, trebuia era să de fie parte. foarte profesionist să arunce cu apă de acolo, știi? La noi se practica treaba asta cu aruncatul apei cu ligheanu, cu tot felul. Mi-am luat câteva... Ai luat ligheane? Da, dar am luat niște ligheane. Pe <laughs> de bloc. Hai, n-ai ce na. să... Nu... Bă, nu eram... Adică eram cu minți uh, în sensul în care uh, oricine ieșea deci nu eram acolo, da, în fața blocului. Făceam, nu știu ce, ne jucam noi dar nostru. noastre. Oricine din bloc ieșea și făcea, măi, liniște sau, ce, sau nu ieșiți de aici. Deci nu mama, tata, cineva să cunoaște. Cineva din bloc. bloc. Puțin timp măcar, sau... Era... Cu adică autoritatea, autoritatea celui aia... mai mare era, era înțeleasă. Da, era cam nenea. Nenea, ne-a zis nenea. Ne-a zis să nenea, nenea și de ăștia... Erau întotdeauna După aia m-am mutat în parc Parcul pentru mine a fost Cum să zic Dar nici în ăla nu prea Adică eram pe principal aici Că era foarte aproape Pentru că ce se întâmplă Acum înțeleg și paii mei Mă lăsau dar, Bă, nu, eu nu înțeleg Pe vremea erau anumite chestii Și despre asta o să vorbesc și La spectacol Cum de ne lăsau singuri în casă Cu acces la toate nenorocirile din lume Cuțite, foarfeci Apă, gaz Electricitate tot era la îndemână, adică nu era nimic protejat, nimic să zici, bă, doar știam că să nu faci asta, să nu, să nu faci, știi? Unii au făcut asta, alții n-au făcut, depinde fiecare cum a fost crescut și cât de cuminte era, dar accesul era liber, da? Pe urmă, du-te în parc, du-te în parc, nu știu ce, cum ne găseau, adică cum... N-aveai să te sun, n-aveai să nimic. Nu. să vii la o anumită oră și veneai. Și dacă nu veneai, atunci începeau. Și dacă nu veneai, începeau. Cobora, cobora din sursă, deschidea urla, geramul, Țipa. Pe surse, o lua pe surse. Da, surse, da. da L-ai văzut pe dănuța mea. Da, Telefonul fără, fără fir. Da. Și tot, da, tu știai că dacă nu veneai... Problem. O cam, o cam luai. -o luai Problem. Ți-o luai tata, era, adică era, era, era. știi? Uh, țin minte, uite, țin minte la cât aveam la Revoluție, 13 ani, cred, 13 ani și un pic, uh, m-am dus în ziua în care a început, era o zi frumoasă, nu știu cum, adică nu era fric, țin minte asta, 22 sau nu știu cât a început, 18, nu 21. Mai. Când a fost meeting-ul, maica mea a fost la meeting, 21. maica mea a fost la meeting, a venit repede acasă speriată și eu m-am dus să-l ajut pe dirigul meu, pe care îl apreciam foarte mult, prof de mate, dar foarte mișto, domnul Iacob, nu o să niciodată, m-am dus pe jos să-l ajut până aproape de unirea, el stătea pe lângă liceul Creangă, știi, și am venit pe jos înapoi, știi? Și până am dus și puțin pe parc și mai când am venit era disperat că mă căutase peste tot, îți dai seama. Nu i-am zis că mă duc, că... am zis, da, mă duc și mă întorc. Eu știam că e la meeting, nu știam că vine repede, că nu știam că fac ăștia manevră. A, să se e început vacanță, mai... cred că la ele, nu? Ceva, de, de nu știu. De era de, vacanța, vacanță, e început, Și atunci da. am văzut-o deja, unde ai fost, te-am căutat peste tot și nu știu ce. Și atunci mi-am dat seama, bă, bă, acum, Acum dându-mi seama că era și ceva, începuse, începuse ceva în asole, a fost și acolo, a. S a plecat da. când a văzut că nu mai sunt pe nicăieri. Păi și după aia ce amintire ai de la Revoluție? Știu că se trăgea, zile, -a... Okay. se trăgea, dar... dar nu, în tineretul ei trăgea... n-a fost, a fost, fost liniște fost pe acolo. liniște, sau... dar putea, nu știu, să Nu știu pe acolo, nu, dar... Uh, și știu că o făceam pe maică mea să râdă foarte tare. Era o bucurie din asta, nu știe ce se va întâmpla, dar era o bucurie, era o stare. sau Cred că totuși s-aflase... a aflase Cred că după Crăciun sau după aia s-a oprit? După ce i-au împușcat s-a oprit treaba sau nu? Păi da, după ce l-au omorât în 25, nu s-a mai tras, s -a... A. Deci înainte, s înainte să, înainte să, o să râdă. O făceam să râdă că mergeam, mergeam ciuce așa pe sub geamuri, știi? Deci pe sub, când, erau, când eram, treceam prin cameră și când erau geamurile, treceam așa uh, pasul piticului cumva. Eu ne fi nici extraordinar. <laughs> <laughs> adică o făceam așa doar Dan Badea, exact. știm pe toți. Știi? Știm știi? Treceam. toți. treceam, așa pe sub geam și ardea și râdea. Și, și știu că maică-mea când, când s-a aflat că au fost împușcați, Acum, ce să zic, retrospectiv gândind, băi, era totuși Crăciunul, mă rog, nu contează, nu intrăm în detalii, dar oricum e dubios. Noi da. care, pe Mihai Viteazu, la noi, până la urmă noi, și că o? zici că altcineva, dar tot cu ajutorul nostru. Mulți domnitori am căsăpit, știi? De ce nu și ăștia, până la urmă, de Crăciun să fie frumos, să păstrăm tradiția, da? Și știu că ai și pe balcon și ai zis, aaa, a, a, nu știu ce, -și. Stăteam păi stai că acum te Știi că vine unul care zice Hai mă ultimul glon măcar să contezi acolo A fost uh, ciudat nu? Ai vorbit ai vorbit de dirigul tău ai, ai avut vreun om Nu știu vreun mentor să zicem Sau vreun om care uh, vreun prof Sau poate după aia am Care ți-a -ai influențat da, viața am așa avut doi uh, aș mai, Doi și uh, încă doi mai tineri Doi, doi ăștia Monstrii Monstri. Și anume, Petrică Gheorghiu, care m-a pregătit pentru facultate, eu m-am dus la o. De asta de teatru, trupă de teatru, ceva făcut. George Mihaiț avea o revistă. Bra nu, bravo. Bravo? Nu. Nu, nu, bravo. Ceva, o revistă, da. ceva. Și, și m-am dus la tinerimea română, parcă așa se numea. Am dat. acolo vis-a-vis -vis de izvor? Da. Da, în, acolo. Uh, am dat uh, un casting, sau nu un casting, cum se zice, la, când te ia într-o trupă de teatru. O probă o să zic. O, o să intru acolo. Mm -hmm. Și pe urmă am jucat într-o piesă și mi-a plăcut foarte mult și niște colegi de-ai mei de acolo, da, care dădeau la teatru, unii dădeau nu știu câte oară, și am zis, bă, dar tu nu uite, că noi ne pregătim cu domnul Petrică Gheorghiu, n-ai vrea să te vadă, să nu știu, pentru teatru și așa. Tu cu, cu cine te pregătești? N-am, nu știu. Știam că vreau să dau la teatru, dar nu știam. Și am uite, ai vină. Și l-am sunat pe domnul Petrică Gheorghiu. Eu pe vremea aia, nu știu de ce, dar vorbeam așa. Cum? Uite așa cum zic acum. Așa, înțelegi? ce era... Și l-am sunat și am zis, domnul Gheorghiu, sunt Dan Badea și... Mamă, și asta asta, mamă, m-am să vină ceva un uriaș. Și când te-am văzut, zice, Hai <laughs> merge pe sub prea. Doamne, când i-am cântat-o, i-am cântat-o piesă, am făcut am la fel că, că sună vocea ta, nu? Pe piese nu neapărat, ah. că nu mă, îmi plăcea să cânt uh, timpuri noi. Asta m-a spart, în tot liceu erau niște lălăiți, niște lălăeli și în facultate la fel. Hai, 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 ha, piese eram Și eram cu per perfect, da, 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 știi? Mă cheamă Luca, și am 14 ani, eram mai eram puțin mai Nu știam multe piese, din potrivit, țin minte că prima am rămas la fel, deci nu am cu chitara nu m-am dus mai departe. Tot timpul zic: "Hai că fac, hai că fac, hai că fac." Uh, picul meu de, de adică top ce am putut să fac cu chitara. Și asta a fost la sala Palatului primul meu show singur am umor, în care am avut și band ce am cântat și cu chitară. Am fost acolo, știu. Și am adus cu, cu mamă. N-am repetat textul, deși am stat două ore pe scenă, dar bine, îl știam, era, eram, eram foarte așa, cât am repetat cântecele alea. Deci nici acum, dacă mă pui după atâta timp, știi că sunt unii care știu texte de acum 300 de ani, zic, acum, cum? Let me entertain. știu toate textele. Bă, dacă n-am repetat, nici acum nu știu Let me entertain, you. cu ea am deschis. Dacă mă pui acum zi, I doctor, I scream, asta știam, scrim După aia, <c Desktop> let me Asta era simplu, știi? Dar, în apărarea mea, niciodată nu am putut să țin minte versuri Le făceam Deci eu la gașca mea am făcut textul Le-am dat textul Au tras textul, le-a plăcut Dacă mă pui acum sau și atunci dacă mă puneai -o. Ok, gașca știi uh, 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 Cine nu știe refrenul Dar zici strofa, hai că tu ai făcut-o Stau ca, nu știu, eu chestie. Și asta mi-a folosit îmi folosește mult acum. Deci Petrică da, Gheorghiu, de să nu uit. iartă să nu uit. Petrică Gheorghiu. Mă duc, aia da, să nu, nu, Eram când să-l întreb? Petrică Gheorghiu, stai <laughs> așa. din mine, boomerul, da, nu ține da, minte. Nu, nu e de țin minte, dar mi se deschid multe, prea da, multe Da, da, nu, a a a a -a te mai, te mai facem noi așa, fac, mai în aici. Am fost în tabără de pregătire, așa se făcea, cu tabără de pregătire. Deci te-a admis cum ar veni după ce te-a văzut. Da, da, trebuie să dăm vocea mai sus. La mine toate poeziile de admitere erau așa. Na e banța! Ha, ta, 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 ta că eram... <laughs> da, m-am dus în Rising International da, 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 da. <laughs> Și de acolo... Dar și cumva un fost elev de-al dânsului, sper să nu greșesc, cred că a fost, este Mihai Bisericanu, cu care eram și vecin să dea tot în tineretul acolo și mai povestea de asta cu actoria, mai zicea chestii, m-a încurajat la un dat că uh, Petrică Gheorghiu la un dat înainte de examen a aruncat cu un scaun după mine. Pentru că nu aveam emoții. Era, nu știu ce mi se întâmpla, habar n-am. Nu, nu pot să explic. Nu zic că eram, domne, eu sunt sigur că o să intru, sunt și Nu. Dar toți erau pe în meu, erau așa, nu ce. îmi place foarte mult ce fac, nu știu ce. Și a aruncat cu un scaun după mine. N-ai emoții, nu. Am avut niște emoții, dă seama că nu ai cum să n ai emoții. Știi? Când aruncă cu scaunul pe nu, tine, nu? nu Așa arunca a aruncat. de cansezi da, ceva. Da, da, da. Al dracului. Și Mihai m-a ajutat atunci foarte mult și mi-a zis că e foarte important să unul Deci a fost, uh, a fost uh, uh, un factor. Și aceeași proporție am avut, adică uh, uh, cel omul, cum să zic eu, monstru sacru și tânărul actor, dar foarte talentat. Am avut-o și la școală. Am intrat la clasa de Mrădulescu, și care l-avea asistent, profesor, așa, pe Ivașcu. Deci aceeași, aceeași combinație extraordinară. Înțelegi? Care Ivașcu de-abia terminase facultatea și era cu noi acolo. Era multă energie. Frațiu, ești, multe, da. multă energie. Acum are da. multă energie. Atunci da. era, bă, Atomic, bombă. Deci era bombă, n-am da. văzut în viața mea. Săteam de la noi începeam la 2 sau la 3, nu mai știu la cât la 2 parcă începea ăsta de actorie că lumea nu știa. ce făceam. La 9 mergeam la Sobicek, la scrimă, da. cascadori sau nu știu ce. La canto. 11 canto. Vorbire, vorbire. Sau istoria teatru, mijlo... da? istoria teatru, am făcut istoria cu. Aveai pauză și pe aia de la 2 la 6. 6 da. ce? Dimineața. Mă, pe hârtie cel puțin. Pe hârtie era până la 8, parcă, sau până ceva la, de da. În realitate, nu s-a terminat niciodată. Deci când s-a apropia examenul și nu știu stăteam până la 2-3 dimineața, nu ce, dimineața la 9 trebuia să fii la istoria teatrului terminată. Păi și pe Demă cu cât l-ai prins? Toți ani, toți. Deci to toată perioada. El, din păcate, că uite, s-au și, și împlinit acum în septembrie și de la naștere, parcă și de la moarte, ceva, în din 2000, în 2000. Eu am terminat în 98, deci eu l-am prins toți ani. Și Și am prins și să-i fiu asistent. Deci eu un semestru, sau trimis sau nu știu cum se numește, am venit asistentul numărul 2, deci era Ivașcu și eu cum ar fi. Și am stat, am avut elevi pe Papa Dopo, la și am stat, am stat un semestru și am vorbit cu Ivașcu și am zis, bă, nu e. Și a zis el, bă, nu e pentru că nu e. Nu, nu e pentru mine, nu că n-aș fi putut să fac, n-aș fi putut să duc, că puteam, nu e. Dar nu, 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 nu. Și te nu. De demrădălesc cu ce amintire? Ai? Ba, nu... Sunt atât de multe. Uh, știi cum e? Uh, dacă se întâmplau uh, trei chestii fabuloase în toți anii ăștia și toată lumea le știa și le povesteam, era cum. Dar cu el, uh, fiecare zi era o poveste. Deci, fiecare zi era un BD. Fiecare zi era. ne mai povestea chestii ce ce s-au întâmplat, ne mai povestea și erau atât de multe și noi nu eu nu am conștientizat. Eu eram șeful clasei. M-am pus șeful clasei, 18 ani, aveam colegi de 35, vurtejanu și ăștia care au dat mai oamenii, bă, aveau copii care aveau 10 ani, nu știu, și eu aveam 18 ani eu. Aveam școle cu vurtejanu. Da. Erau șeful clasei bă, eu le, Nu că le spuneam ce să facă, seama că n-avea eu șeful clasei, ce însemna? Stai după aia hai perdelele, hai, adică pe organizare, da, s-a prins el că eu sunt bun pe organizare și de ăsta mai mai tipicar. Tipicar, așa, știi, da. na. Uh, <coughs> și nu. Erau, erau uite, Anca tău sau nu mai știu cine. Știu că își notau, bă. Deci își notau astea aludem, pentru că le uiți. Erau atât de multe. Erau atât de. Adică, am imagini, am niște chestii. Știi cum era sistemul? Nu știu cum era la voi, dar Ce m-a spart pe mine cel mai mult. Dar probabil că așa am învățat foarte multe. Repetau doi colegi ceva și toată clasa stătea și să uita la ei. Corect? Da, da. Uita, și în felul ăsta înveți tot și text și... Da, și indicații. Adică și era o chestie că eu vedeam când pierde nu știu ce și nu știu cum și în momentul în care spunea și Dem sau Ivaș, ai pierdut acolo, însemna că reperele mele sunt bune. Eu n-am înțeles, bă, dar într-adevăr la un moment dat era o cocleală extraordinară, adică stătea de trei zile să stătea pe nu știu ce text. Aveam doi colegi basarabeni care le era greu cu limba în primul rând, știi? Și atunci ar fi trebuit întâi să facă, știi, adică și stăteai în să stăteai, stăteai, stăteai Și la un moment dat n-am mai vrut. Și a dat seama și dem și a zis Hai, hai, ieșiți afară Și făceam tot felul de drăcării, cum să zice Adică la un moment dat toți cât eram, cât eram 15 cu toții Rămăsesem vreo 12, că ea repetau acolo. Am vrut să vedem dacă încăpem toți într-o toaletă. Într-o toaletă, adică știi cum erau toaletele la ATP, alea multe. Bă, și ne-am băgat, adică că, că într-o toaletă, da, într-o single toilet, de singur veci. Că țăra spun ce, eram cu Iță, nu știu dacă îl știi pe Iță. Cum să nu? Care el a făcut se karate, era cel mai băga în toate alea. Cred că Vurtejanul era, dacă era Victor nu mai făceam în jocul De asta, Nu că mai era, intrați, El intra era el! El era singur în partea cealaltă. <laughs> uh, cu Iță mă jucam foarte mult pe hol când mă plictiseam, făceam karate în slow motion. El moș, e prof joc. acum în facultate. Da, da făceam karate, el karatist fiind, sau au făcuse multe karate. Eu văzusem multe filme și făceam karate în slow motion, făceam... Dar, Până când mi-a dat un picior în gură, i-a scăpat din reflex și mi-a dat una de... Am intrat așa că reflexul ăsta e și știu că la un moment dat ne plictiseam foarte tare, ne și împrietenisem mai mult așa, adică respectul era enorm, să nu crezi că mișca vreunul sau nu știu. Dar asta din respect, niciodată de cu n-a fost impunător pe genul tot Că zic eu că nu ce. autoritate Bă, ți-mi punea pentru că era extraordinar. N-ave cum. Ne uitam numai în sus, numai în sus. Și am intrat în pași de marș în clasă. Am deschis ușa. Aia a fost the outrageous thing that... Rebeliunea voastră supremă. Am intrat așa în pași de marș, era repetat, cred că și el era super scofâlcit acolo, să cu cu doi de nu mai terminau repetiția. Și am intrat, uite, așa. n-am zis nimic, doar. Pac, 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 pac toți, 12, știi? Bă, și el, bă, știi ce înseamnă nanosecundă? Nanosecundă, deci nu... Că aici e geniu, înțelegi? Deci în loc să că ai, alo, stați, ieșiți afară, în ce? Când a văzut, după doi pași, a, fă, a, făcut așa. Ure, se, se. -se. <gătă tine, <gătă> n-ai, <gătă> cum, n-ai cum. Și ne-a povestit multe, nu mai știu la ce chestie, la ce piesă, nu știu dacă el sau cu cine juca. Nu, treia să moară personajul cu tare, astea și legende care au devenit după aia, le-am tot povestit, le-au mai povestit și alții, dar asta mi-a rămas în cap, că zicea, domne, se mai întâmplă neprevăzute pe scenă, știi, și a zis, păi uite, era mult ce piesă și treia să moară ăla, și a scos pistolul, pistolul era cu niște capse, capsele se, se la tras și <coughs> nimic, și a zis, a dat să scoată sabia, dar sabia era, da, aia doar mânări lipit acolo nu ce, treia să moară, să moară, om, om, avea om, ce da. să facă și a dat un șut în fund. Și a luat-o, a stat așa un și a zis cizma era o trăvită da, Asta o știam na, și eu o știam bă, și este, da. Na, da. Aur, bă, este ceva Pantoful era o trăvită ceva de genul ăsta da. Aur, mă, n-ai nu, sunt, adică sunt da, atât de multe. Ă, știu că o singură ieșire am avut cu el, o singură ieșire. Ă, am ieșit la pescuit într-o duminică sau într-o sâmbătă, toată clasa. Bă, și unii n-au venimă. mă. Știi cum? Am vorbit acum cu ei, ne-am mai văzut așa și așa, zis, bă, ce rău ne pare, bă. Bă, ce proști am fost, bă, bă, ce pro Cum mă să, să, te cheme de la, la, la o ieșire, nu cum s-a făcut un grătar. Avea unul în Basarabean, avea un unchi care avea o baltă la Cernica. care. Hai, mă, să mergem. eu m-am dus să le iau cu mașina, aveam un olțit. Ah, ce fain. Știi? Eu nu putea să vină cu, știi că el mergea cu 86-le cu, cu da, da, cu cu eu, cu tramvai, da. Atâta. Nici nu trebuia să ridice, nici nu să ridice mâna. Deci 86 le trecea prin față pe la o ATF și lăsa direct direct în fața casei. Înțelegi? Deci să luptau oia când știau, deci cred că ziceau șoferii, domne, ai mai întârzi un pic că poate este domn profesor, nu ce, pentru că ei luau acolo la ei în față și a pleca, așa pleca, așa pleca trolebusul. Azi dai seamă. Că na. Dem, bă, dem, rădulesc, bă -ai cum, este... Extraordinar. Și George Ivașcu care mi-a rămas prieten și cu care am avut, cum să zic, am avut foarte mult. Eu cât am fost în facultate, nu numai că am fost silitor și de asta, eram, na, așa știam eu, 18 ani, am, așa mi s-a părut mie, am acumulat foarte mult. Am sorbit tot, în primul rând de la Demrădescu, de la Ivascu. Știu că mă duceam când aveam liber, când aveam ore libere, mă duceam la teatru la toate repetițiile lui Ivașcu și am văzut patul lui Procust am văzut la comedie ceva cu Iordache Uf, nu mai știu, doar o piesă foarte șmecher și am stat să-l văd pe, Iordache am, văzut Maia Morgă și am văzut, văzut actori mari uh, la repetiții una e să vezi un spectacol și una e să-i vezi Bă, de la prima repetiție până la ultima, înțelegi? Cânta A.G. Weinberger, avea, bă, era o chestie, era un spectacol ăsta, patului Procus, ceva cu Cătălina Buzoianu, doamne, așa, că venea și le... Cum vorbea cu ei delicată, și puti, spectacol frumos. Și am acumulat foarte mult. Și eu nu eram luat în seamă. Eu nu eram un primii cinci din clasa aia. Înțelegi? Până când am ajuns la Casandra, până când am ajuns pe scenă. Mi-a plăcut atât de mult. Cu ce scenă. piesă ți dat licența? Bă, am, licența a fost cu uh, Mrogec, uh, dar a făcut o adaptare foarte șmecheră uh, uh, Ivascu. Deci a făcut din mai mult, din două piese, a făcut o singură piesă și era prima parte tragicomedie și a doua comedie spre, cum să zic eu, da, cum îi zice, parodia aproape, știi, dar foarte bine făcută, știi, și ca să înțelegi ce succes a avut piesa, eu acolo am strălucit, deci din nimic de unde nu... Bă, nimeni nu mă l-a adică nu era... Da, eram pe acolo, dar știi, când am ajuns acolo, că pe scenă mi-a plăcut atât de mult... Încât veneau copiii, tu știi unde, adică ca să nu da, da, știți da, da. că e acum, na, vei, nu știu că mai există, dar erau numai puradei pe acolo, na. Bă, veneau aia, intrau când știau că avem repetiții și că, oh, stai că e partea aia mai ales aia de comedie, veneau să, să ne vadă și mai mă, veneau lor, oh, ce tare, și m-am simțit așa, bă, e ceva aici, este ceva aici. După care, nu. Nu te-ai gândit Teatrul, să... Nu. să, să... Sau -ai, pur și simplu n-ai avut nicio. Cred că am avut o mare dezamăgire. Cred că am avut o mare dezamăgire. Era Dan Vasiliu, parcă să nu mai știu, ce, parcă așa-l cheamă, director la comedie. Și am avut o discuție cu el și a zis, aș face orice să posteau la comedie. Aș face orice. Din păcate, sistemul este făcut încât avem niște locuri. Anul trecut s-au ocupat, luaseră, nu știu, vizante. A fost o generație foarte bună înainte de noi, dar și noi auzi mamă. Ce generație vine după ăștia? Deci vizantei Frim, parcă și. Chirilă, și au ocupat ce posturi erau libere, și a zis nu am. Posturile cu, nu am erau cu, blocate. Cu erau blocate, cuvinte. nu am cum steau Și citisem eu undeva că în America se dă un dolar, pă, știi, Dom'le, dar pot să fac pe un leu? N-am cum, nu, nu, nu suntem în America, nu am cum. În provincie n-am vrut să plec și atunci m-am îndreptat spre televiziune, unde am fost la ProTV, am dat niște probe, trebuia să fac o emisiune, zero, nu știu dacă mai ții tu minte. Zero. Zero. foarte pilotul te și pe urmă, a făcut o... o... Vlad... Vintilă. Nu, vintilă. Vlad Craio... Și pe urmă Vlad Craioveanu. Ah, Înțelegi? Da, deci da, prima da, dată, da. Vintilă și pe bon, Nu s-a mai făcut asta. După aia am intrat în alo, în alo, generația pro. Asta țin minte. Și am făcut, și am făcut un dăsta, cum zice, și am făcut un pilot tot așa, care s-a difuzat pe TV. Mă, mi-am chemat prieteni, hai să mă vedeți la Pro TV. Și nu știu cine, s-a montat foarte repede, nu știu ce, repede înainte emisiunea foarte mișto, un fel de Big Brother, vreau, un fel de... Deci noi piratam postul Pro TV, noi o trupă de hackeri, prieteni. Și uh, piesa era ceva de la paraziții. Și au uitat să pună bipuri sau nu a pus bipurile unde trebuie și au intrat pe post niște Puh. Puh, alea și a sunat sârbu și a zis Acum băgați Black Beauty. Și aia a fost. Și după și a aia s-a da, uh, refăcut uh, alogenația pro care la un fel de dating game uh -huh. și toți ăștia dintre noi mai făceam și noi câte o probă, adică în loc de vintilă veneam și ziceam, hei, cum te cheamă cât un cuplu, știi și nu știu ce, că nu, nu știu. am făcut interviuri celebre, acum deja mă sună o grămadă și îmi zic, e un interviu din 99 la un concert Paraziții cu mine era eram acolo în sistem în pro, știi, și hai să ce facem? Păi caravana Protevera. Hai, și eu le-am interviu, interviul ăia cu Voltaj, cu toată lumea care era la început, deci știu pe Voltaj de la primele lor concerte, pe toți, știi, îți dai seama, eram acolo în treabă. Și după aia cu muzica și după aia să știe ce s a întâmplat. Hai că am vorbit de Nu, nu, ah, am puțin, P ai vorbit dar ai și noi te-am întrebat. <laughs> Nu ai zis <laughs> exact. Ai vorbit, dar nu... Da, dar asta ceva. Cu ai început să atunci când te-a întrebat Alex de mentorii pe care ai avut, început să că să spui că te jucai cu chitară. Asta a fost în liceu sau mai de devreme? În liceu, păi da, în liceu... În liceu, că atunci era cu chitările, cu, nu știu că na. Dar să lălăiau mult, nu-mi plăceau. Și nu oricum nu știam piese. Adică am avut un profesor de chitară, a venit... Uh... Facei Făceai particular sau ai... Partic da. Și a venit și m-a învățat uh, două acorduri, uh, m-a testat, uh, testat la ritm, știi? a făcut hai, pac, 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 pa, 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 și si... a zis, ești foarte bun, a făcut câte de tobe. Am râs, hai cu chitara. M-a învățat două acorduri, prima lecție, nu s-a mi și la, și pe l-am rugat eu foarte mult să mă învețe uh, Metallica One. Și m-am învățat aia. Atât am învățat. Și eu după ce a plecat el, m-am dus în parc cu chitara, cum se ieșea, îi vedeam pe ăștia că se iese cu chitara. Cam deja am băgat. I-am băgat o dată, de două și erau... Și atât? <gătări> și, și eu eram... Bă, și eu eu eram, băi, nebun, știu începutul de la One, ce mai vreți? Adică eram... Tu îți seama că am ieșit, bă, 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 ce nu, bă, dar atunci bă? asta făceai, ca să ai succes la fete, ori erai foarte amuzant, <gătări> ori când la chitară. chitară ei, și cum să combinau astea două, că... Da, nu, pentru mine a fost un declic enorm. Eu nu-mi dădeam seama, adică înțelegeam că oamenii râd ca una ca alta, dar credeam că doar copiii. Știi cum e? Faci glume de copii, haha, râd copiii, se distrează ei. Uh, când au râs adulții, la ce am zis eu. Știi că pe vremea aia nu prea te ascultau. Mm. Nu era... tu nu era... Da, da. Copilul nu... Acum nu mai există nimic pentru adulți decât copii. Adică Absolut. atenția atât de focusată pe el că cred că îl și deformăm. Adică nu îl lăsăm deloc să fie cum eram noi. Noi aveam prieteni imaginari, aveam că nu... ne băga nimeni, nimeni în Nu ne nimeni seama. Dar ăștia cred că au fugit și prietenii imaginari. Uite, bă, am stat la masă. O să zic și în spectacolul ăsta că mă obsedează. Am stat la masă în vama veche. Noi aici, cu cop... nu eram fără copil. Și lângă noi, că era o masă întreagă așa, o familie cu o fetiță de trei anișori. Bă, n-a avut timp să întrebe de ce, știi aia, de ce? De ce? Da, da, da. da de ce cerul ce, ce albastru? O, da. Oriunde să uitați ce. Cerul este albastru pentru că... Asta e cafea, cafea o face bine. Asta e apă. Bă, căpiați, mă căpiați. Bă, căpiați. Deci nu a avut timp un copil de trei ani să n-aibă timp să întrebe, da, de ce, nu știu ce. Toate explicații. Înțeleg. Compensăm. Încercăm să compensăm lipsa. Deci de... părinții explicau copilului orice. Da. N-a da, avea timp să întrebe. Nu avea timp, cum eram noi. Noi eram, puteam, de a 10 -a oară, când ziceam, mami, mi sete, mami, mi sete. Te duceai tu, dai drumul la aia, lăsai apa deschisă. Iubire, nu, vezi, că, vezi că sângerează vasilică, și tu o compresă. <laughs> Făi ceva nu, acolo. este ceva. Foarte mai. Dar noi, probabil, din câte am citit, încercăm să compensăm. Absolut. Adică nu suntem nebuni. Efectiv, încercăm să compensăm, adică să echilibrăm ce n-am avut noi. Numai că aia a fost greșit, asta e greșit. Ideal ar fi... Compensare cu două greșeli, nu? Da, da. Ideal ar fi un echilibru. Probabil la următoarele două generații, peste vreo două generații, o să... Da. O să ajungem la o, să o balance. Un grup de WhatsApp. Și partea, partea asta cu umorul, uh, ai, ai descoperit-o mai mult în facultate? Adică, nu cred că în liceu. Cred că în liceu uh, 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 erau celebre uh, uh, cu bancuri. Cu, dimineața, știi, la Bairam. Uh, mai spre dimineața, așa. Dimineața, nu știu, nu știu dacă ne întindeam. Nu știu dacă, dar cred că ne întindeam totuși un pic. Cred că vă întindeați până în soară, că eu da. țin minte la mine, ne și spuneau acasă, bă, nu veniți 12 -1, dacă stați până după 11 noaptea, să zicem, da, să vă apuce... bă, veniți dimineața, când aveai cu ce să te transporti. 1, 2, te luau ăia, te săltau direct. Te săltau nu direct. Nu exista oameni pe stradă după pe 10, stradă 11, după, 11 nu există. Corect, așa da. Deci, și atunci că că am da. spunea, bă, veniți când se crapă de ziua, adică dacă 5-6, cum era vara așa, pe la 6 deja era lumi, primele raze de lumină și după aceea puteai să te întorci acasă. cei fete la casă, nu știu da. ce. Sau dacă aveau fetele, aveau părinți cu mașină, venea tatăl în da, pijama da. de obicei, așa da, era da, cu da. alendelonul pe el sau un fâș pe el și alendelon. era el alendelon era balonzider. era balonzider și el era da, zi în zi pijama. Pentru cei care nu știu ce e alendelonul. alendelonul că că e este cojocul, dar era e, cum să spun, iconic da. pentru perioada anii 70-80, dacă n-aveai Cojocul, na, Cojoc, da. Alain Delon. Tu poți să-ți imaginezi că poți să fie oameni care se uită la noi copii care nu știu cine e Alain Delon, adică tu zici Alain Delon, da, ca da, să da, presupui da, că da, toată lumea știe. Da, știe recunosc eu, dar... chestia asta că sunt de acord Când n-au de unde să știi cine e Alain Delon. E un actor. Da. Un actor, bai de mama lui, erau, da. cred că, cam, nu cred că exista o persoană de gen feminin Ca să nu fie leșinată complet. Deci no. era mai tare ca Brad nu. Pitt. Da, da, Brad Pitt, da, Pitt da, cred da, că da, știu da, cine, nu? Adică că, până și generația da, da, alfa da, știe. Da, da, cred că da. Cred cred Dacă nu acum, nu știu pentru ei cine ar fi Jonas ăla, Jonas, nu știu cine. Nu știu cine că nu nu pot să-mi dau seama care sunt idolii noi generații, mai ales la, la, din afară. De aici văd că îi văd în trending. Apropo, este, a fost o săptămână extraordinară pentru stand-up. Atât în Ticu, cât și eu am fost în tendință, în trending, ceea ce... Am văzut, clipuri, am văzut asta, ce ai făcut-o la umor acum. Două clipuri de, de stand-up în același timp să fie în top 15. Top 15? Top 15, da, s-au ajuns până pe 11, 10, nu știu, 11, 12, ceva de genul. Ceea ce într-o într-un top în care nu numa a adevărat și toate alea. este incredibil că s-a ajuns și ieri parcă, sau da, ieri nu, ieri duminică a intrat și Dor numit Dumitru deci erau trei clipuri de stand-up în tendințe. Ce, e voi, foarte tare. Așa ceva, dintre care doi din ăștia a, au sala palatului. Ce zici? Mă zic, zic că e foarte bine. Uh, te, tu când ai intrat în televiziune, ți a plăcut? Ți s-a părut că e ceva ce da, ai da, vrea să pare, faci da. la lung, așa? Da, da, mi se pare. Adică, mi s-a părut. Ce, ce s-a întâmplat? Mi s-a părut că teatru e foarte interesant, foarte este. Dar cred că e, Adică, pentru oamenii care fac teatru este mai mult o pasiune, Nici, nu știu, trebuie să te ardă, tată, să, să e fie vocațional. E vocațional? Adică. Până în. Da, miez da. acolo. Da, da. Uh, și am simțit-o de atunci, nu știu de ce, am, am simțit că televiziunea e viitorul și că televiziunea lundumea așa. Dacă intram în sistem de atunci de la comedie cum plăcea mie și începeam să joc și așa, probabil făceam și televiziune, înțelegi? Dar uh, mi-a plăcut foarte mult. Am, am jucat într o singură piesă uh, la uh, Ce făcea, ce mai făcea Demrădulescu la TVR. M-a luat pe mine și un, pe, sketch, da, un sketch din ăla, okay. și m-a luat pe mine și o colegă, și am făcut un sketch cu el, nu știu, sper că mai găsesc undeva, dar a fost ceva pentru mine. Dar mi-a plăcut, nu știu, cu platouri cu alea, cu tot, cu... mi se părea wow. wow Mai ales că eu, înainte să dau la facultate, fiind prieten cu Mihai Bisericanu, știu că m-am dus, ei trăgeau o, o emisiune și erau așa, el. Emilia Popescu, Ștefan Bănică și Ghiuri. Și am văzut când s-a tras emisiunea A, și am stat cu ei de vorbă. Și eu venind, că mi-a zis, bă, n-am cum să te bag așa puțin, că am venit și eu cu un prieten mai mic, era dubios. Și am zis că de la revista școlii Trimbulinzii, mi-a luat un reportofon și am vorbit cu Bănică, cu Ghiuri. Doamne, bă, deci văzând asta, normal, uite, acum mi-am dat seama, normal că mi-am deris. Este un mi microb care țin intră... televiziune, era ceva cu platourile alea, cu totul și simțeam că e o chestie care care contează care rămâne care știi teatrul mi s-a părut efemer nu vreau să jignesc pe nimeni da, nu, nu, dar este o artă nu. extraordinară o, o experiență unică deci când vezi o piesă acolo cu live și cu toată tot, toată energia aia și ne, energia aia nu se compară cu absolut nimic nu se compară cu IMAX 3D nu, cu nimic numai de aia nimic. teatru înregistrat nu prea e nu este nu-i ce trebuie adică nu ce trebuie dar nu e bine că, că rămâne rămân lucru, nu, nu rămân nici cu 100 trebuie. de mii adică, de o, camere o pierdută aia aia n cum să o vezi, dar mă bucur păi că a rămas Absolut. Pentru că o simți că, da, Probabil să fi fost în sala aia Oh my god Să fi fost în sală la atunci când se când dădeau ei Cioacele alea și Se, se întâmpla schimbul ăla de energie da. Că asta se întâmplă de fapt când stai La o piesă de teatru, e un, e un schimb Aproape palpabil de energie da. De la public, da. către spectator De la spectator spre, De la, de la spectator către, da. Spre actor și invers Adică e ceva Absolut fantastic Și pe vremea aia conta foarte mult Deci conta o, o intonație o, o nuanță, nu știu cum spusă Și se rupea sala pentru că Știi, ori făceai mișto de sistem Ori era o chestie cu o referință Da, erau pe, și exemple, multe șopârle. Șopârle. șopârle Știți operațiunea Monstru Da. da. da e, cum să nu Și zice la un moment dat Toma, zice Să o muzică așa în Delta Și el zice o Să fie Și zice Cotescu Acum? Nu. No. Știi? aia atâta, atâta trebuia să zic, adică nu... Da, da, da. Și la cine partid, O, cine o, o lua, o lua, cine, o o lua, 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 cine, lua, 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 cine da. înțelegea, înțelegeau. Ei puteau să zică, nu e domnule, că vorbeam de altceva și tot. Aia probabil o tăia tata lui care am fi o tăia, că na, trebuia să o taie, știi? O tăia și așa, dar în <coughs> film original rămânea. Atunci, nu eu cred că am avut o tradiție noi ca stand up da? Noi am avut tradiție aici în țară, numai că era puțin diferit. În America, într-adevăr, în timpul ăla era stand-up, stand-up da, veneau oamenii, vorbeau liber la noi au, au fost mai spre vodevil, mai spre cu, cu textele altora, dar niște actori foarte mari cu un har extraordinar uh, și stand up -o apărea și în am avut în care mololoage... băga câte o șopârlă știi, da, era Toma care avea o treabă așa, era dar mai mulți pe el făcea un personaj, știi? Neamărin nu mai zic, Am era personaj, personaj, iar restul, uite, Dem l-am văzut că scria undeva, Dem că face stand-up în Germania și m-am să văd. Era un monolog, știi? Nu era stand-up, dar era foarte apropiat, că stătea în picioare, vorbea, dar monștri, niște oameni extraordinari. Dar primul, a, primul care a venit și s-a apropiat de stand-up și ne-a adus în lumea asta, cred că a fost Doru, Doru Octavian Dumitru, după Revoluție, eu eram student în anul 2, jucam Hamlet. Nu o să niciodată. Toată lumea trebuia să joace Hamlet. Eu nu vreau să joc Hamlet, dar trebuia, nu? Hai, avem Shakespeare, tu ești Hamlet. Oh, mamă, erau niște dar, Țin minte că eram la că mă întrebați de Dem. Uh, să văd stafia tatălui care nu știu ce, nu știu cum. Și aici era Dem Rădescu, Ivașcu și cine mai era pe acolo. Eu mă uitam, trebuia să mă uit undeva să văd afectat stafia tatălui și aia din spate colegii mei. Erau toți numai... Cu degețele. nu știu ce. <laughs> Și m-a văzut, bă, m-au ținut cât am putut, dar de imediat m-a văzut și a zis, lasă i dragă, văz niște nenorociți. <laughs> tu vezi acolo bine, jos. Bă, și când îl auzeai asta era, că el -avea, el avea o conotație atât de puternic comică, încât, indiferent ce, ce făcea, ziceam, n, -n avei cum să te abții. Eu încercam să văd stafia tatui, să intru în personaj și el făcea... Jos, lacrimă. Da. Murei, mă, murei, deci mă, murei, murei. și nu puteai nici să zici, domn profesor, vorbiți, domne, altfel că da, mă nu, nu mai vorbiți, domn profesor. Nu Știi mai că, dați uite, indicații că le Te văd pe tine acum, semeni foarte mult cu un personaj pe care și l-ar fi dorit el să joace toată viața lui, el a vrut să joace hotelo. Da? El toată viața lui, asta era Vai un vis de no, tragedia că, era groasă. Și, groas. începea, și începea că tu, oh, de zeamă, bă, și eram toți pe jos. nu da. Tot... bă n-ai înțelege, stom, <laughs> erau. Și a zis, nu pot dreagă să joc, nu pot să joc. Păi, <laughs> ce bun. Da, da. E, îți e foarte complicat când da. joci, joci comedia atât de bine. Da. Lumea te, te te identifică evident cu un om care este vesel, care face comedii, care face mișto de cei din jur. Da. Și, și vocea, chiar dacă ai vrea tu să faci dramă din vocea aia, este leșin. Vorba ta acum, acum dă o lacrimă, strac adică leșin, mor. Sunt oameni care au, acest, au această pecete pusă. Este imposibil să schimbi. Ar trebui să-ți duc în altă țară să înveți altă limbă ca să facă acolo numai dramă. Și bă, poate le iese dramă, nu știu. Mi-aduc aminte ce era la voi la Divertis. Mi-aduc aminte ce, ce, ce nebunie tu când erai arab, bă, ghiuri, nu mai zic, cât de generos. Mie mi s-a părut, chiar dacă uneori, adică el știa clar textele, știa, dar cred că și voi vă mai jucați și mai improvizați. Dar Tony, râsul la lui și generozitatea aia lui de bă să râzi în continuare, bă să dea tonul, adică erau oamenii, nu că nu s-ar fi prins la glume și astea, că nu e vorba despre asta. Dar era acolo, aia a fost o chestie, o întâlnire între voi și un moment uh, uh, va a atins Dumnezeu acolo. Nu, nu știu cum, uh, sincer, eu am stat foarte mult poate, acum mai la bătrân, la senectute, știi? <laughs> am început să mă gândesc, cum ne-am întâlnit noi, mă? Că este, eram inginer, îți dai Ia. seama. Noi ne-am făcut să mă gașcă când ne-am întâlnit în 86 cu Ghiuri, l-am văzut la un tot așa o întâlnire de-astea de formații studențești aici în București. Dar noi aveam deja o gândire comună, adică uh, aveam un stil de a lucra, uh -huh. era un brainstorming întotdeauna, deci stăteam de vorbă despre ceva. Da, da, da. Luam o temă la școală, la cinematograf la, și începeam să discutăm despre chestia aia. Și spuneau un prostii, un pararam, pararam, nu știu ce. Și erau băieții care știau să scrie, adică puneau să pună toate întâmplările astea și glumele, că ieșeau glume, da. știi? Și le scriau cu, cu, cu creionul pe hârtie da. și după aia să făcea treaba. Deci aveam un stil. În ani de zile știam și glume, adică știam la ce o să gândească ceilalți. Da, adică da, corect. Gândeam atât de asemănători unii da, cu alții, da, da. încât știam ce o să spună la ce o să zică da. la ce o să da, vină da, la da, da, cum da. o să vină gluma aia la cum o să vină aia la Asta adică... e ideal. Bă, era a fost. Și o... să vă simțiți. Da, da, asta perfect. era. Și în familie era o problemă, pentru că noi râdeam da, între da, noi, băieți. Da. Că Eram cu soțiile, da, da. cu prietenele, cu copiii, făceam dimensiuni mari. Bă, noi, numai dacă ne uitam în la râdeam. Da, da, da. Pentru da, da. că. -și... Corect. avea mecanism unde se duce sincronizarea genii. era pe plevi, la sincroniza mă era, treaba asta că uh, e, deci, uh, e un mecanism de gândire la mine asta asta funcționează tot timpul deci eu tot tot ce fac asta am învățat tot de la dem dem a zis, uh, a zis așa uh, perspectiva uh, el avea o perspectivă diferit comică asupra vieții și el de acolo, geniu ăsta, și de acolo îi venea tot timpul pentru că el orice vedea, da, nu știu, a căzut microfonul ăsta, nu știu cum, Toți o vedeam așa, povesteam nu știu ce, când-ți o povestea cum a văzut-o el, murei, mă murei, încărcat cu tot ce înseamnă el. Și atunci Bă, stai un pic. Deci, perspectiva asta comică, iar vreau să mă mai mișc, <laughs> da. Perspectiva asta uh, comică asupra vieții, care uneori mi-e dăunătoare că, na, nu tot timpul tre trebuie să glumești. Nu tot timpul. Acum am mai ușor că toată lumea m-a asimilat, știe ce fac și nu ce, dar înainte era greu că făceam câte -o aia și erau, când eram DJ Star, de exemplu, eu intram într-o cameră în care erau holografii, iris, cu tare, cu tare și nu mă abțineam, adică dacă îmi venea să zic ceva, ziceam, știi, și râdeau ei oricum și-o dădeau între ei, deci era ceva acolo, erau Știi? Deci ei țin la tăvăleală, dar cine-s eu să zic, știi? Adică de unde până... Dar râdeau, de râs râdeau, dar nu puteam să mă abțin, nu puteam. Nu puteam, că îmi venea să zic și să îmi venea nu să nu zic. Nu dar nu, să nu pe răutăcios, nu, dar nu pe răutăcios, în sensul că mă băgam imediat în gașcă cu nu știu ce eram, ori și începeau niște miștouri și niște treburi. Da, îți amintești prima oară când ai urcat cu adevărat pe scenă să faci stand-up? Primul, primul moment? Mm. Băi, e ciudat că la mine a fost o încălzire cumva în online, ceea ce atunci nu exista online nu, atenție. Florin de la HQ a avut un site care se numea eok.ro unde m-a chemat să scriu, că la început toți scriau, era Adi Despot pe muzică sau muzică rock, uh, nu știu cine pe fashion, nu știu cine pe... Mon și eu eram pe Monden că ăștia râdeau foarte mult că... Uh, lua interviuri și... Nu, 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 nu. noi că mergeam în mașină îți dai seama că se râdea mult, okay. erau ore în șir în care mergeai... Și nu știai ce să zici și nu știu de la una de la alta de orice și ne în cum zici tu deci nu mai trebuia doar ne uitam unii la alții și gata știam ce care e treaba și atunci a zis bă vrei tu să faci mondenitățile să le scrii? Și zis, bă nu -mi vine să scriu că am zis, hai să le, le facem audio sau ceva știi și la studio unde făceam piesele am făcut audio și la un moment dat el a schimbat în format video te puneai la un zid așa, ca un fel de videoblog, ceva nu știu și făceai pastiluțele astea. Și am făcut pastiluțe, prezentatoare era Gina Pistolă, adică, bă, era, era ceva acolo, știi, era o treabă de asta. Și acolo am început eu să fac. Și le-a zis stand-up, așa a zis, el a spus, eu nu am zis, bă, aș vrea să scrii stand-up acolo. Așa i-a spus, stand-up comedy cu Dan Bade. Și s-a sezizat Teo, Teo, de la 99, și a zis, bă, la nu stand-up... Nu e o tâmpenie, dacă vin o să vezi stand-up, vin te invit aici la Deco. Ți-a zis loc, ție niciodată. personal. Da, mi-a scris pe, pe Facebook sau ceva de genul, știi? Dar nu cred că era Facebook atunci. Ba da, bă, da, hai, nici chiar așa, nu. Stai că asta e, vorbesc de anul 2006, cred. Păi da, Facebook era e 2006. Era. Și pe ce mi-a scris, mă? Pe Mirc. Nu știu, -ai undeva mi-a scris. mi-a scris. a scris. Plăsă? Undeva, -a scris, -a scris, poate, poate în comentariile, pe, de pe, comentariile de pe... În comentariile de, de pe... De la ok, de pe site-ul ăla sau ceva. Sau am auzit ceva de genul, înțelegi? Dar era o chestie pe vremea aia nu țineam foarte mult să nu fiu vulgar, pentru că așa era, domne, tu ai terminat la Demnul Rădulescu, tu ești actor, nu, e, nu se cade, nu se face. Nu se nu face, știu. da. Și până la că am făcut uh, un show, m-au invitat uh, în urma acestor uh, ai mici fost și e... am fost invitat într-o cafenea mică, uh, Toma se deschisese, urban, care era undeva pe la Armănească, să fac show-uri în fiecare marți, un show. Și îmi strângeam prietenii, mai veneau unii, mai veneau alții. Și la al nu știu câte la show, dar nu foarte multe, al șaselea sau nu știu cât, mi-au mai zis prietenii, bă, mai schimbă, -și tu că te-am văzut de șase ori. Ei râdeau. Eu mai improvizam că nu pot să am același text niciodată. Deci dacă am trei show-uri într-o seară, și am avut, uh, niciun show nu seamănă cu cealaltă. Sigur, structura e aceea, nu știu, dar nu pot să... Că mă plictisesc și eu și oricum se mai întâmplă ceva sau mai zice cineva ceva, sau știi? Și atunci erau 90% la fel sau 80% la fel. Și bă, mai schimbă și tu. Și am scris un show cap coadă, un show cap coadă l-am scris. O yeah. oră și ceva. Și am venit cu ăla. Sigur, era cu chitara, cu nu știu ce, m-a ajutat că mă uitam în ăle-am foi, că nu-l țineam minte și așa. Și atunci au venit, m-a întrebat un prieten, zice, bă, poate să vină niște prieteni, nu știu zic, nu mai am unde, că... Deci, la premiera aia cum ar fi, într-o locație de 30 de oameni, au fost 90 de oameni. Nu de mine. Nu mă întreba Lipiți pe, pe perete, tapet. Atunci, atunci, a debutat Mane Voicu, avea 16 ani și mi-a scris, am auzit că faci show, că nu știu ce pot să intru și eu, că aș vrea să debutez, că sunt un băiat din Otopen. Și da, vin, a fost foarte ok, dar primului show. Și până am intrat eu. Și după aia am rămas la discuții cu șase tineri, șase tipi care au zis, știi, noi suntem de la HBO, și facem o emisiune acum cu de stand-up, le-ai scris pe le-ai înregistrate, ne-a plăcut foarte mult, ești exact ce căutăm. Și am zis, hai mă, terminați mă, m-au și eu ieri, hai de mă, n zis cum. Existau bobonete, borde, cu toți ăștia, da? Erau de la Deco, din Neuronul, col. care apropo, vreau să-l felicit, a rupt acum Neuronul, Tibi Neuronul, a luat Golden Buzz în Italia, la Italia's Got Talent. Ești nebun la cap, nice. în italiană, tati. În italiană. Buzz, în italiană. stand-up în Italia? Stand-up în italiană. E de patru ani, de doi ani face stand-up. că e stand căsătorit, că are da, și Da, da, un copil. da, da, bravo bă neuron, bravo bă. Bravo bă neuronul, bă. Bravo. Bă, neuronul, bă. bravo. Okay. Extraordinar. Credeam că eu, adică sunt și eu șmeche că am făcut în engleză la Comedy Store în Hollywood, dar nu mi-a luat Golden Buzz la Americans Got Talent. Foarte că bravo Neuron. Păi și n-a fost complicat să, să scrii, tu având puține experiență, să scrii pentru un produs de televiziune? Că bănuiesc că a trebuit să scrii o grămadă păi, într-un timp scurt. Am, am tras trei episoade într-un timp foarte scurt, eu neavând experiență. Asta zic. Dar cred că de asta am și acceptat, că dacă aveam experiență... Era inconștient. Da, dacă aveam experiența, zicea Băbunete, bă, 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 tată, eu am, eu am material de șase ani. Și mă duc cu el. În șase ani l-am lustruit pe ăsta. Și eu zic, păi da, eu în două luni a trebuit să scriu trei materiale de 25 de minute. Trei specialuri. Mamă, mamă. Le-am scris, nu sunt, adică sunt mândru că am făcut treaba asta, dacă uh, mă uit la ele, mă uit cu drag și cu nostalgie, dar uh, le-aș fi făcut altfel. Adică dacă aveam timp să stau pe ele și nu știu și experiență și cum, ajungeau. da, acolo sămânța era, adică ce-au văzut oamenii ea. Mi-au confirmat și, nu uite, ce carieră și ce se întâmplă acum și faptul că fac de atâta timp și îmi place, uh, ei au avut dreptate. Dar, uh, în total, cred că am făcut vreo 9 da. într-un an jumate sau ceva de 9 specialuri. Asta în condițiile în care nu aveam un. Unde... totul era în capul meu. Totu un special era în capul însemnând 25 de minute. 25 da? de minute, da. da. Deci, tot materia, am povestit și cu vacanțe știu că la un moment dat a fost o discuție, că au venit ăștia. era acolo un tip care era directorul în ce și a zis, Asta nu e stand-up, povestește ce a făcut în vacanță și ce crezi că fix asta e de fapt stand-up, înțelegi? În ce mi s-a transformat mie stand-up, să povestesc chestii reale din viața mea cu, cu ce mi s-a întâmplat și ce. într o perspectivă amuzantă, exact cum ziceai că. În perspectivă da. amuzantă, bineînțeles. Da, da, da. Adică, bă, bă, văd o chestie, cea mai mare tragedie. Bă, uite, veniți la spectacol să vedeți cum văd eu ce s-a întâmplat la Crevedia, de exemplu. Am o perspectivă amuzantă, n-am ce să fac. Îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat acolo, am, dar... Nu... Am o... Da, nu, știi? absolut. Nu o văd. Știi am că transformat se, se, tot, se tot zice, băi, când e, știi, tu, tu sun. adică prea de vreme să faci o glumă despre un subiect. Da. Eu cred că poți să faci. Într-adevăr, cu cât e mai aproape de o, o chestie nasoală, da. cu atât e mai, e mai greu. E așa, e așa. Dar... Dacă depinde, reușești, depinde, ce depinde ce. foarte mult depinde de abordare. Zi, depinde, depinde, foarte mult cum pui problema și despre ce am, e gluma. Am testat gluma aia și oamenii au râs. Adică n-am fost... nu pot să cred, știi? Nu, e, e, bine. Dar asta zic, nu, nu cred că... E, pardon, nu cred că există subiect tabu. Despre dar, care nu se glumește. Da, dar mie nu îmi place, nu niciodată să vorbesc despre politică. Că mi se pare că o glumă în sine, așa, nu, nu poți. Da. Și despre religie nu, nu nu place pentru că nu cum să zic, oamenii, fiecare crede ce vrea, fiecare a crescut cum așa și nu, nu sunt eu în măsură să văd și eu niște chestii, nu sunt de acord cu niște chestii, dar nu mi se pare fani nu mi se pare fani. Păi și bun, deci despre politică nu, dar despre vegani, de ce? Adică ce ai cu vegani? Nu, eu n-am nimic cu vegani, apropo, <laughs> rău vegan uh, e un joc, joc, de cuvinte, eu din potrivă admir foarte mult, îi admir extraordinar de mult. Eu nu pot să fiu. Adică este genul ăla de. Uh, exact cum îi admir pe bicicliști. -am, am încercat, nu pot, n-am nu, cum. Este foarte greu să fii atât biciclist în țara asta, cât și vegan, vegan vegetarian. Uh, noi am crescut cu aia cea mai bună legumă e, e porcul. porcul. Și atunci iați ia ți Adică ei se chinuie, ei se. Ei, 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 ei văd că se chinuie și îi apreciez. Eu nu. Eu am renunțat, am zis, bă. Am renunțat. Doar că asta vreau să spun că uh, extremele. Nu e, uh, important e echilibru. Echilibru. Adică, uh, în, reese din ce în ce mai mult că, de fapt, o dietă echilibrată. Ziceau și nu știu ce doctor și asta. Da, e foarte bine să mănânci doar fructe și legume și Dar dacă pui și un pic de carne la un moment dat sau așa, nu e o problemă. Ba, din potrivă, se mai echilibrează. Cu cât e mai echilibrată toată dieta, cu atât este mai bine. Asta... Astfel. Toți doctorii spun, e adevărat că sunt și cei care, nutriționiști care sunt numai fără carne, că tu faci cancer. Păi, frate, statistic vorbind, da. poți să mănânci orice. Da. Și... Că fac și alții și ceilalți exact, alți fac. Adică nu e că numai unii fac cancer și ceilalți A, niciodată. Ei, ei se bazează pe asta că legume și fructe. Dar legumele și fructele s-au dus într-o zonă foarte greșită. Păi nu Numai că sunt tratate, nu numai exact. că sunt uh, forțate, dar sunt și iradiate. Adică știi, ca să, să le țină 3 săptămâni acolo în raft, le iradiază cu nu știu ce. Adică nu mai e ce. A, le crești tu în vârf de munte, ți o apă de la ziua, Da, tată, fii... Rău vegan, cum vrei tu și nu știu. Dar pentru asta trebuie să fii ce? Să trăiești o să ca un puznic? Adică, care e scopul până la urmă? Să fii, sănă, să, să fii sănătos A. sau să fii fericit? care e scopul vieții până la urmă? Adică să fii, domne, sănătos, dar mamă, când văd pufuleții nebunesc. De ce, bătat? De ce să nu... Știi? Aș cum da. un pungă cu pufulețe. Da, să spun. Sergiu avea o glumă foarte bună și uitat-o, am amintit-o -am eu. A zis, mamă, am uitat la șev la cuțite trei ore și am... Am mâncat, a fost cei mai bun pufuleți din viața mea. <laughs> Asta este, cum să zic, este o absurditate a, a, a lumii moderne. Nu mai avem timp să gătim, comandăm și nu ce, dar patru ore te uiți la șevi la cuțite. În timpul ăla n-ai Și la insula iubirii. Să... Și la... Da, n cum să nu te uiți, n-ai cum să nu te uiți. Este ceva fabulos. Eu nu m-am uitat prima oară. Eu nu am uitat niciodată, nici nu știu că există da. Am văzut că sunt două emisiuni Asta acum se lansează una care e da. adevărata, adevărata Insula iubirii Aialată Aia alta este e... Love Island Nu, nu, e, e, nu e The nu Beginning e, e The Temptation și The Love Island nu E, e, cu, totul e cu totul altceva e Fac Se înșală altfel se E da, da, altfel. Și cumva am ajuns la multe concluzii, Dar asta trebuie să le zic la spectacol, să nu dau spoiler, O să ai pe ideea, zi este când ai în primul rând. 5 octombrie. Mă, deci pe pe 5, 5 octombrie. octombrie. Okay. octombrie okay. Joia viitoare, chiar. Bun. Deci mai sunt 10 zile. Și o să fie un spectacol, așa cum mi-am obișnuit pe oamenii care au mai venit la mine la spectacole, cu foarte multă nostalgie o să vorbesc destul de mult despre mâncare, dar nu numai, îți dai seama că nu stau. Deci la, la cuțite patru ore, da? <laughs> nu, nu, o să... E dure... varianta scurtă, da, numai o oră. Vezi că data trecută când am fost cu Bendu, am stat vreo 2 ore pe scenă, știi, și uh, s-au bucurat foarte mult oamenii, îți dai seama, da, auzi, bă... efectiv, nu mai puteam vrea în la baie, dar nu mi-a venit să mă ridic din scaun, înțelegi? N-am Și acum am zis că o oră jumate este de ajuns. Deci o oră jumate, dar voi fi doar eu. A, ah, deci nu, nu mai pe nimeni în Și n-ai nimic? Nimic, nimic? Intru, zic bună seara. Putem să mergem direct. noi să spunem bună seara, acum urmează Dan Badeș. Da. Da. Adică facem da, da, da. așa o... Da, da, da. cine... Dar da, da. nu vrea, nu vezi că vrea el să nu ia toate aplauzele. Așa fac ăștia. Să fie el singurul, cel mai tare. Asta e, ce Da, Da, Dar poți să ne zici un pic care e... În, adică ne-ai un pic cum a fost la început cum te-ai băgat inconștient fiind în treaba asta și după aia ți-ai dat seama așa cam cu ce se mănâncă poți să ne zici un pic care e procesul tău acum adică scrii și dezvolți pe scenă da. sau la fel scrii cât mai mult și după aia... Acum, de exemplu, la mine în cap rulează un program non-stop cu perspectiva asta alternativă și totul încerc din reflex, deci nu e pe modul, oh my god, trebuie să, trebuie să mai fac material, oh, trebuie să mai fac material, oh, trebuie să mai scriu. Nu. A devenit reflex să văd totul funny, cumva, știi? Mai am și momente în care mă relaxez, nu știu, dar în general, din reflex, din reflex, orice se întâmplă, pup, se îl văd acolo și scriu, îmi notez idei, tot felul, tot felul de tâmpenii. Unele nu s-au dus mai departe, altele au rămas ca o glumă, altele s-au dezvoltat în dita mai, în mai numărul, înțelegi? Pentru că pleacă de la cât o chestie, nu știi, nu știi. Dar După le dezvolți care, pe scenă, nu? Le dezvolți pe scenă, dar am ajuns la performanța în care să le scriu, am materiale pe care le-am scris exact cum le spun, la virgulă. Zici că, știi, știi cum e procesul? Stau, 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 tot văd chestii, nu știu ce, nu știu cum, mai, îmi mai notez câte o idee să nu uit. Dar la mine funcționează panica. Deci când mai am nu știu cât, bă, acum, gata. Ce? Trebuie să scrii că nu se mai poate. Deadline-ul. Deadline-ul. Când am treaba aia, mă pun pe scris și scriu zici că îmi dictează cineva. Pentru că tot ce am acumulat, tot ce m-am gândit, toate frământările mele, eu stau cu tine, stăm la șpriță, așa nu știu ce, și în capul meu rulează programul. Eu lucrez, eu lucrez la glume, non-stop, non-stop. Că mă întreabă mea, unde ești? Unde? Nu ești aici cu noi, unde ești? Unde ești? Acolo sunt. R rulează glume. Glume, glume, glume. Uite așa nu știu ce. Este obositor. Păi și soția nu ți -e... Alo, Zice. Alo, 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 hai nu da, zice. Da, de... Tu mai vorbești și cu cei din familie sau da, cu prietenii? Da, sau nu, nu, nu. nu, așa? nu atenție. Nu vreau să par un Beethoven de la un Mozart care nu mă știi, scrie, vede note și, sau matematicin de a Oppenheimer și nu vrea vedea tot felul de formule. Nu, doamne ferește, sunt foarte, nu mă consider nici măcar artist în, pe drept cuvânt. Adică sunt un om foarte realist, cu picioare pe pământ, doar că îmi place partea asta fanii a vieții și știi tot ce se întâmplă, tot ce... Tot ce are potențial Hmm. sunt așa, din reflex mi-a intrat, adică înainte da, a fost uh, o impunere, ceva pe genul mamă, hai că mai trebuie material, hai să mai scrim, hai ce mai scrim, hai să mai găsim, uh, uite o știre, uite una, uite o alta, știi? De exemplu, mie mi s-a părut foarte funny că atunci când au terminat ăștia podul în brăi la japonezii cu italienii, i-au anunțat pe aia când o să-l termine, să zicem 30 octombrie, 30 august. Și românii nu i-au crezut, bă, că ei știau cum se construiește, adică hai bă, du-te bă de aici. Știi de ce? Nu le-au făcut drum. Știu că n-au avut drumul de acces. Nu, le au, nu, au terminat. Ai noștri, nu i-au crezut pe ea că n-au terminat drumul. Au zis, lasă-mă, n-au ea da cu mână. Și au terminat. E adevărat că acum au avut dreptate ai noștri, că ai văzut că e alea și drumurile le scoți așa, un fel de alba, alba neagră, să duc copiii. Care? Uite asta a, a ieșit. Deci eu un pic de... S-au grăbit un pic, dar... Uh, și din asta mi-am imaginat că au rămas japonezi acolo, că dacă n-aveau drum pe unde plecau de pe pod, și Norocul lor că pescuiau pește, mâncau sushi, s-au descurcat de cumva. Și au luat o nevastă din Brăila, mă rog, nevastă. Înțelegeți voi și a fost bine. Deci asta zic, că nu dintr-o mică știre, dintr-o mică chestie se poate duce în, în, în foarte mult. Cum? M-a ajutat foarte mult la acest show, că eram nehotărât. Aveam mai multe gânduri, știi? Acum o lună sau nu știu când, din păcate, eu zic din păcate că chiar da, bă... E, e, foarte ironică treaba. Cea mai cunoscută ro rovegană din lume. A, știu știre. Da. A murit de foame. Bă, de foame. De foame, tată. Adică dacă era. Nu, ăsta este, este, Uite, așa slabă, slabă, îmi pare rău, dar. Bă, dacă murea din orice. Nu știu, Doamne, ferește într-un accident de în mașină sau ceva, zice. Bă, asta, ghinion. Bă, dar să mor de foame, tu care uh, uh, propovăduiești treaba asta. A oh, doamne, atât de mult mi-a ridicat la plasă, adică mi s-a părut bă, nu poți, nu poți. Despre, adică, după știrea asta, clar te-ai dus spre, spre ba, zona. Am zis, da, da, trebuie, trebuie cumva. Pentru că poate sunt oameni, nu știu, eu nu vreau să convinc pe nimeni. Eu, din potrivă, eu nu. În schimb, într-adevăr, ce m-a deranjat și pe mine și văd că mai, că am mai vorbit cu prieteni, Uh, am văzut și în alte abordări din to- uh, sunt, sunt foarte insistenți, frate, ăștia, ăștia da. mai ales uh, vegani Sunt foarte insistenți. Adică, bă, eu înțeleg, e ca, și, e ca la băut. Bă, bei? Uh, nu, că cu mașină. Uh, e seamănă cu treaba aia. N-ai Hai mă, am un pahar. Hai am mă, mă am un pahar. Ce un mă, dacă te oprește, uh, vorbesc, dai, eu. vorbesc eu. Eh, <laughs> cam <come on. laughs> Pă, de unde vine treaba? De ce mă treaba asta? Ei sunt foarte insistenți, foarte, uh, nu știu, să te convingă, chiar dacă e bine, chiar dacă au dreptate, chiar dacă lor le e foarte bine. Insistența asta atât de puternică te face să te depărtezi și mai mult cumva. Știi, adică zici, bă, lasă-mă, frate, nu. Știi, dacă l-ai vedea pe unul, ce, dacă îl vezi pe unul pe care îl știi, că mânca de toate, nu știu, dintr-o dată îl vezi cu pielea întinsă, sănătos, nu știu, ce faci, mă? Bă, nu mai mănânc carne, mă, nu mai, uite, nu mai aprind focul, mănânc numai morcov, de astea, napi, nu știu ce, e trebuie să mai învăț legume, că la fiecare glumă zic morcov și napi, și m-am oprit. <gum> <gum> nu tapioca ai încercat, că sună bine. Bă, și au mâncat o viață tapioca. Tapioca, uh, chinoa, știi că există mici din chinoa, tati? Asta e, mici din chinoa. Când faci mici din chinoa, mie mi se pare că acolo e o problemă. Mie mi se pare că pofta ți-a rămas și de chinui și te... Anușa, pentru că altfel ziceai, bă, nu există pentru mine. Nu mă interesează. Mici, Ce a fost. Ce să le zici față? mici? Poți să le zici... Păi nu, știu, stai... Nu, zici, nu se numesc mici. mici. Nu se numesc. Se numesc mixi. Mixi. Există parizel. Parizel. Și parizelul parizel. din uh, Vegetal. tofu. Ah, tofu. Ah, parizel. Cu joc de cuvinte cu am joc înțeles. joc de cuvinte cumva okay. o treabă de-asta nu Adică și astea sunt uh, vedete. Chia. Icre de chia, icre de chia, tati. Ai mâncat, mă, icre de chia? Nu am mâncat, doamnă. Asta zic. Icre de chia. De ce să fac? Adică, ce cea, cea omă... Nu, că peștele care... Bine, frate, peștele, cum zici tu, dar... De ce icre? De-abia mă obișnuise cu icre de fasole. Nu știi că mai zic da, icre de, de fasole. De fasole. Ai. Ai. Nu afară se, se, tot vorbește în momentul în care uh, dai, uh, dai kicks dai kicks cu un show. Așa. Uh, cum cum uh, tu, cum te raportezi în momentul în dă care kicks, că nu mi s-a întâmplat niciodată, eu nu, niciodată. Dă kicks, mă. nu am avut, adică să, să dai să dai niște glume care să se ducă pur și simplu în aer, să se audă greierii Cum cum faci? Cum cum funcționezi? Bă, la început ar fi putut să fie asta. Acum oamenii cumva vin și deja încărcați cu... Uh, you bombed. Ei așa zic da, americani. Da, da, you, da, you bombed. bombed. Când te duci și nu Am mai avut, merge. Am mai avut seri mai, mai slabe pe vreme. Nu știu că... Na, cin, aveam 5 show în două zile. Dar uh, era același material cumva. More or less. Și atunci cel mai simplu și cel mai corect până la urmă fiind același material dacă patru erau șmechere și unul era mai scârțitor... N-avea altă șansă decât să o dai pe public, că dacă e același, adică. Sau mai era o chestie, uh, erai tu afectat, mai. nu știu, mai, mai obosit. Mai, afect, sau... mai obosit, poate că asta nu mai beau la ușor. Că... Bă, te afectează un pic. E mult mai. Ai, ai problemele cu, cu consoalele măi Consoalele. Cu... Da, se duc consoanele, nu să mai fac legăturile, bine, legăturile între. între sinapse, nu mai. Și nu mai știi, adică, da se poate întâmpla, se poate întâmpla, se poate întâmpla, dar eu, de exemplu, înainte, eu nu aveam un program fix neapărat și mă adaptam. Mă duceam în, nu știu, aveam, îți seama, la cât am scris pentru HBO, aveam de unde să aleg bucăți de nu știu ce, știi? Și nu știu, azi era un meci. Și începeam cu asta, cu meciuri, cu stadioane, cu nu știu nu știu cum, știi? Restul, toată lumea avea treaba asta. Nu, ăsta e programul meu, îl zic pe ăsta sezonul ăsta, sezonul următor îl zic pe următorul program, știi? La mine tot timpul era o brambură așa. Nu era bine neapărat, știi? Pentru că se putea întâmpla la Cluj, de exemplu, dacă am fost acum și am mai fost peste un an și iar era un meci, să mai zic chiar cu meciul. Și poate oamenii erau, bă, dar ăsta nu mai are și alt material. Mă înțelegi? Eu aveam o grămadă. Și acum am și o treabă asta, dar... Adică asta cu faci, uite, temporal, faci întâmplat. cam același lucru. Știi unde mi s-a întâmplat asta De două ori mi s-a întâmplat. Pentru că de obicei, unde m-am dus la private și la astea, a fost foarte bine. Chiar când am fost la, nu știu, erau sute de oameni, la Microsoft parcă am fost, într-o discotecă, la Face, ceva. Era ceva, eu pe un cub imens și niște oameni care... Și total fost foarte, nepotrivit pentru comedie și cu toate Lumină, astea ce a ieșit. -a... a fost foarte bine, trebuia să stau... 30 de minute am stat vreo 45 și oamenii chiar au dus și au, au, fost foarte bine, știi? Dar m-am luptat un pic cu ei, știi? Te lupți. Adică nu-i ca la club. La club tot setup-ul e făcut să te ajute, cum ar fi. Dar, într-adevăr, după, cum am povestit și la Amor, după aia cu 8500 de oameni, mi-a fost greu la aia cu 17 oameni. Nu că erau 17. Erau, pf, așa... Plictisiți. Bă, știi, să la mine, Nu erau știu. veniți acolo pentru treaba da, mă, asta. știu, a fost surpriză pentru sărbătorii, dar, da. știi, Na, sărbătoritul râdea, era ok, nu știu ce, dar ei... Dar să seama, pentru mine a fost, bă, de la 8.500 de oameni la 17 15, și am mai avut o asta cu ceva, o chestie, nu mai știu unde, bă, țin mintea aia a fost... Deci setup-ul, în primul rând, era foarte prost făcut, uh, pentru că uh, era un mare ring de dans, imens, erau oamenii la mese mâncau, nu știau, adică nu veni să special pentru mine, era în cadrul unei evenimente, nu știu ce. Și eram pe o scenă, fără lumină pe față, pentru că știi că de obicei la scene Luminele vin din spate cu, da, cum nu știu deci fără lumină pe față și țin minte că omul îmi și spusese, vezi că a fost micuțul data trecută și trebuia să stea o oră și s-a dat jos după 50 de minute să faci așa Atenție. ceva. Atenție. Atenție. Să ai o oră, tati. Și, am... Erai și cu cronometru. Erau atât de departe oamenii, erau sala atât de mare, că ei după aia au ieșit, hai să facem poze, mamă, dar ce-am râs? Unde ați râs, mamă, că nu v-au... Știi? Setup-ul în primul rând era atât de nasol. Și nici eu n-am fost mai, știi, să mă iau cu ei, să nu știu ce. Am zis, bă, asta e, nu merge, nu e setup făcut, așa, nu știu ce. Și am stat, mă și uitam la ceasca, să, să mă o bată că ăștia, da. așa. Nu era de bătaie niciodată, n-a fost de bătaie, chiar când era să fie de bătaie. Și n-a fost. Că se liniștesc cu oameni, știu cum să iau, mă duc în ei știu cum să cu cere să-i potolez, să nu știu ce, știi. Că zicea, noi nu avem, mai ales la cluburi, nu există să vină badi, că să nu știu ce, știi. E normal. Nu? Nu, nu e. e Vii cu el, vin, dar nu s-a urcat niciodată. Că tot timpul Știi, cumva și cu publicul, publicul e de partea ta, cumva, știi, dacă zici ceva alu ăla, ăla să liniștește că îi ved, vede... Ceilalți din jur nu sunt de Da, ideea e că am stat o oră și am suferit, știu că mă uitam la un moment dat erau niște jocuri de lumini pe jos, niște, niște bă, lasări așa și mă uitam la lasările aia și ziceam, Doamne, cât mai am mâncat, cât mai am... Acolo da, dar nu era vina mea, îți jur, cu materialul ăla Păi și atunci oriunde... ce faci? Pur și simplu dai materialul... Da, fără, dar nu-mi place. Fără să uh, aștepți până, dacă n ai să plec. Am vrut să plec, să da. zic bă, nu, mulțumesc mult, uite, ia banii înapoi, nu merge, ia-ți banii înapoi, nu... Acum, în momentul ăsta, dacă mi s-ar întâmpla ceva de genul ăsta, aș face treaba asta. Ce-a zice? Dar... Și orgolul tău un pic și da, nu mă, n-au mă, n-au cum, îi prinde undeva, n-ai cum, n-ai cum De exemplu, mi s-a întâmplat, dar asta e funny, mi s-a întâmplat la o petrecere de asta Prima masă, uh, uh, erau șefii mari francezi Era ceva, cu cine, la fară, nu știu cine ei nu prea râdeau că râdeau că vedeau șefii că una că alta, iar ăștia nu înțelegeau. Era, eu, dar mie nu mi s-a zis, vezi că să ia francezi. Mai ziceam și eu ceva în franceză, făceam un joc de cuvinte, nu știu Bă, și ziceam în glume, mă uitam la ei și erau politicoși, nu au vorbit între ei, nu ce, dar erau așa. Mamă, și eu nu înțelegeam. Alții care erau, râdeau pe înfundate cumva, parcă să nu-i deranjeze pe păi. aia. Și eram, bă, ce aveți mă mânca, bă, -o, ce aveți mă, fratele După aia vin toți, doamne, murea de râsta, mamă, foarte... bună asta, deci Unde, mă, eu cred fratele, că cineva a gândit-o asta să-i pună, și că la cioacă, așa, să-i pună pe șefii francezi în față și să nu-i zică lor la de pe scenă, vezi că nu vorbesc foarte Nu mi-au zis, frate, a fost. Au fost. Alții nu râd că e șeful în sală, că la text mi s-a întâmplat domne era directorul mare și eu mai, na, nu știu, trebuie să. La asta trebuie să și alegi cumva glumele. De obicei, cum să zic eu, ce e greu la un... De asta la un corpore, corporate, la ceva privat, cel mai mult îmi place acum, cel mai mult îmi place la firme. Că sunt oameni de o vârstă, nu contează, dar peste 25, clar, care au o educație, care înțeleg niște chestii, care sunt mai smart și cu care am cu... Bă, mă înțeleg extraordinar greuți, așa este la nunți, de exemplu, pentru că am fost la nunți, nu că trebuie să te duci. Bă, sunt oameni care te convinc, sunt oameni care zic, dom'le, am fost la toate spectacolele tale, te rog din suflet, ar fi pentru noi extraordinar să știm că ai fost la noi la nuntă și nu știu dar acolo, iar, nu de dans, e, copilași, e, cu bătânări, totul alt scopul, scopul oamenilor vin acolo să mănânce, da. să distreze, să da. danseze, da. să uite la mireasă să fie mișto. Da. Eu, e, e foarte greu să deci glumeții nu prea sunt văzuți grozav la... Pentru că îi deranjez pe meseni, au cu totul altă... Mai. De, de ceva timp s-a sucit și treaba asta, nu îi mai deranjăm nu e mai de să să bucur, adică am fost la un botez, nu știu pe unde și da. doamna care cânta muzică populară a întrerupt Hora, adică Hora i-a lăsat pe ea să danseze în continuare dar n-a mai cântat ca să vină să facem o poză Stai așa, stai, și el făcea, voi dansa și el da? dar ea n-a mai cântat, a venit după mine și hai, clic și pormă, știi, adică n-ai mă, n înțelegi e normal și haios și mișto, numai că Acolo, țin minte, nu mai știu unde a fost, la Târgoviște. Am luat părinții lângă mine, ăștia, părinții copilului, i-am pus lângă mine și am zis, bă, ok, pentru voi fac că voi m-ați Am văzut, erau mai în vârstă, mai una, mai alta, tot așa, sală de aia de nu te vedeai, nu ce? Distrați-vă voi sau mai distrați și alții, că după aia vin la poze și zic, dar nu-i auzeam Problema a fost că era și copilul pe lângă și când e un copil pe lângă tine s-a terminat, de deci a, a dărmat un pahar să jucă, ăștia erau atenți la el. Huuu, așa eram, ca un arc, ca un arc. Dar nu prea mai, Eu o să, nu prea o să mai merg la de-astea, că nu că nu vreau, dar nu e propici, da, nu, nu, iese, nu e potrivit. Nici nu este treaba aia, mai bine zic, bă, oameni, iați toată nunta sau care vrei, vezi că am la Cluj pe data de, nu știu ce, sau pe la veniți pe acolo, că acolo e treaba. Înțelegi dacă vrei să vezi. Că, pe el zice, da, i-a plăcut, și, dar parcă n-a ieșit. Păi, n-a ieșit cum. Că n are cum, să iasă, frate. N-a Nu -avea cum să iasă cum. Și acum ce faci? Deci o să ai la. O să la sala palatului pe 5 octombrie și după aia pleci în turneu prin în turneu prin țară. În primul... Dar nu e de obicei invers? Adică... De obicei e invers. Am adică pus sala palatului e... Am în fața boilor, da. De obicei se vine la sala palatului după turneu, gen, știi așa, dar... Acum așa a fost, okay. așa a fost, așa, s-a luat data, am fost întrebat, am zis da, hai să facem și facem așa. Uh, Mar schimbări nu sunt, da, probabil se mai schimbă niște chestii până la sfârșitul turneului așa, dar uh, setul e Te duci făcut. doar prin țară după aia sau te duci nu, și pe afară? și pe afară, dar nu știu, vrei să zic acum că nu le-am le, am, le am în telefon, că nu le știu, sunt 30 parcă ok. Nu, oricum, dacă oamenii vor, oricum o să le pui pe... Singur, singur. Asta vreau să întreb. Vreau să fac un show singur. Tot timpul am avut treaba asta. Tot timpul m-am dat jos cu chestia mamă, bă, ce oameni și bă, ce frumos a bă, ce-aș mai fi stat, bă, ce-aș mai fi stat. Parcă n-aveam niciodată timp, n-aveam timp să... Și ei ar fi vrut, ar fi zis, vai, mamă, deci nu stai până nu stai nu o să ai nimic? Nu. Ok. E one man show pe bune. Adică pe one man show, eu încep, eu termin, mulțumesc. De deci ce am așa? Cinci da. sala aparatului, pe urmă mă duc să văd și eu pe Bruno Mars, feblețea mea la Tel Aviv. Îmi place omulețul ăsta, îmi place cum cântă, îmi place ce face. Am fost anul ăsta, vor fi două concerte anul ăsta, am fost la bianse pentru doamna și m-a a fost, este foarte șmecheră bianse, dar pentru mine Bruno Mars face show, cântă, dansează, ce vrei tu. Mi se pare o combinație între Michael Jackson prins cu toată lumea. Ce vrei tu, este wow. Pentru mine. Da. Vreau să văd. Da? Și după aia am așa, 13 München, 14 Frankfurt, 15 Paris. Și după aia încep de-astea. Bacău, Piatra Neamț, okay. toate. Iași, ne vedem la Iași. Ne vedem la Iași, da. da ne și vedem tot la Iași. șansă ceva. Avea... A, iar Paris, era ciudă că după aia plec cu familia puțin în Paris la Disneyland și ce și văd aici. Paris porumbas, Vas butochansu ceva Paris. Mă. <crisi> Dacă duci la Disneyland le faci și acolo program. Nu mai, nu mai fă nu acolo. Face? Da, 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 duci pe Minnie, pe e... Daisy, Pornă. pe alea, le faci Mickey, da, Mickey, Mickey, Mickey. <cruci> da. Ce ce uh, poți să ne zici de ai umor? Ce a însemnat toată perioada ai umor că ai, ai fost Bă, am mulți ani șapte acolo? Sezoane, șapte sezoane? 7 sezoane, Am venit în șase și am plecat după 14. Da, 7 sezoane au Acum, fost. Acum cred că e sezonul 15. 15 da, e sezonul primul 15, e primul fără tine, nu? Da. Fără mine, fără Șerban. Fără tine, fără Șerban? Uh, a venit Nat care mi se pare că este mănușă. Mănușă este. Eu, El eu în jur, că... am văzut. Da, în jur. Eu. Mie mi se pare că în sfârșit l-au găsit, când tot căutau, tot căutau, sau căutau mai multe variante. Nu vreau să supere nici Costel, nici Cortea, pe mine, dar se vede cu ochiul liber că era nevoie de un nebunel pe acolo și l-au găsit. Și mie mi se pare la da, fel, dar găsit. e posibil să fiu prietenii și, și prietenii lui, dar prieteni să fim și uite-te da? și, și pe cifre, au fost lider două săptămâni la rând. Da. Oamenii puteau să că nu, bă, vrem să ne uităm la meci sau ceva. S-au uitat. uite în trending, ți-am zis trei, trei, materiale de stand-up în trending, din cele două ediții. Băi, ai umor pentru mine a fost, cum să spun eu, un, ca un vis frumos, adică ca o... În primul rând, echipa. Echipa este extraordinară. Uh, am învățat foarte multe Acum știu că pare așa de asta de hai să zicem frumos Dar chiar chiar a fost, chiar a fost foarte bine uh, Din păcate, din păcate, din păcate, din fericire uh, Pregătesc ceva altceva tot la antenă Nu pot să zic că știți cum e Și nu mai aveam timp, nu mai aveam cum efectiv Ne încălecam foarte tare și uh, Era nevoie de o schimbare cred Era că... nevoie da. și de o schimbare uh, Mă încurca cumva și cu programul ăsta Nu aveam timp să fac tot ce v-am zis că fac acum și am luat decizia asta împreună. Ne-am pus la o masă și am luat decizia asta împreună. Și mi se pare că a fost decizia corectă. Știi, dar gându-mă tot acolo, mă uit în continuare la emisiune, mă bucur în continuare. Adică nu, nu ne-am certat, nu am plecat cu. Din potriva, ai văzut cum am plecat. Da, adică am, am dus, am predat ștafeta și m-am întors pe scenă, acolo unde a început tot. Pentru că am simțit că. Hai să. De, de ce să nu? Hai să. să am, cum să zic? Nu mai. De multe ori, din cauza acestor multe firme gândește că într-un an, anul trecut am avut așa, două ai un stand-up evolution și două turnee. Două turnee separate, deci. A fost Tati în primăvară și stand-up evolution în toamnă- iarnă, terminat cu sala polivalentă. De multe ori aș fi vrut să am mai mult timp pentru stand-up, știi? Și atunci a venit decizia asta știi? Fără nicio legătură cu ce se întâmplă acolo, am zis, bă, vreau să-mi iau mai mult timp pentru, alte, a, pentru stand-up și un proiect de genul celui care va veni. Și acum nu pot să zic. Exact. Foarte da, bine. La tot Așa, la televiziune, ceva ce îmi ce doresc de mult. Da. Ceva ce îmi doresc de foarte Super. mult timp. Bun, păi îți mulțumim foarte mult. Cu plăcere. Cam asta a fost. Cu plăcere. Da. La cât amar de ocupate băiatul ăsta da, și da. venit la noi. A, de ce nu? a păi făcut așa eu, așa, eu vreau de mult. Tu știi de când mi-a zis să vin? Eu -am, am vrut zis. de mult timp da, să vin. Da, e, a a asta e pe Nu mă cum... Mi-a zis de mult, mă, de mult. Hai mă vin, hai mă vin. Eram ocupat, nu puteam să vin, șef. Uneori, uneori, uneori. Uite că s S-au pupat acum S-au pupat, pupat. Noi nu ne-am pupat Ai că... venit și tu de la Iași? Am venit și eu de la Iași Dacă tu ai... Silvi, gândești Dacă el vine de la Iași Pentru treaba asta Eu nu am venit nu. mai demult am venit El a venit acum Eu în 86 am venit de la Iași Știi nu cum e? 86 ai... adică acum 20 de ani Da, acum 20, 20, 20 de ani Acum da, 20 de da, ani da, adică Exact Tu ai venit azi de la Iași se... Eu nu puteam să vin din... Dănuț Baftă pe 5 octombrie Bilete încă se mai găsesc? Da Pe bilete Uh, baftă și Mulțumesc. în... Uh, dacă, da, dacă tu o să fii, Nu știu tu o să unde o să fiu aia, nu atunci, nu dar dacă o să fiu, vin, dacă nu, deci, sigur ea în Iași. Deci în sala este, când sunt mulți, când sunt mii de oameni, bă, este o energie, este ceva acolo și sala aparatului uh, are o formă, chiar dacă vin 4.000 de oameni sau câți ori veni, bă, are o formă atât de bine construită, așa de mică. Da, 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 da sunt, energia aia este, este dar extraordinară. e, cred că am mai întrebat da. cine e adevărată treaba aia că tu uh, auzi, adică tu simți reacția, tu vezi, tu auzi reacția cu o secundă mai târziu? La sala Palatului nu, dar la, la, la Cluj. A, la la 8000 la 8. De și și ceva. Era, primul rând era foarte departe pentru că puneau foarte aproape. E un pic decalată treaba. E nu? decalată treaba. Dar aici nu am simțit okay. de decalajul Nu la, la, în sala de la Sala palatului e foarte bine. Foarte să Singura bine. chestie ce trebuie să, să, să înveți acolo este să-i aștepți pe oameni să aplaude să râd, să nu Știi, să nu -i, că la club e altceva, fiind 100, 200, 300, 500, cât ori da, e să imediat. mai mică. A, râd și Aici, când râd mii, trebuie să-i lași un pic, știi, să-i să le dai. Pentru un pic că până, ajunge, până ajunge la tine. <laughs> Valul mexican. Da, 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 da să știi da, da, că așa da, e. Adică, până să duc până sus și simți cum râde lumea până în tavan. Faci o pauză lungă ca să se întoarcă, să-i lase. Adică mai lungă decât. Mai lungă, de mai, mai lungă ca de Ideea obicei. e că, într-adevăr, și de ce vin oamenii la sala palatului, că s-au obișnuit și așa, dar este și o atmosferă. Știi, ah. că în o dată cu câteva mii de oameni, este e cu La acela spectacol. Poți să-l vezi și colo și colo dar aici e da, da. altfel. Știe, este... Și pentru cel de pe scenă, normal că feedback-ul este mult mai puternic. E superb. Este ceva. Eu prima oară când am urcat. A urcat Tu vrei să termini da, nu, 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 zi, zi, zi. A urcat Îți uh, Eram terminați De emoții Prima oară cu, Eu cu Micuțu și cu Bordea Și am și primit o veste de asta Că eu aveam un material foarte bun Și lucrat mult timp Și ei colună înainte Deci Pentru mine este Destul de bă, obi O obișnuință asta mi a zis Păi nu Nu mergem cu materialul vechi material nou Uf. De ce? Păi ăia vechi l-au văzut deja toți oameni. Hai să mergem cu material nou. Ah, ok, bine, bine. Și într-o lună am făcut materialul. Ups. Da. Foarte mult în cap, foarte. Mult. Deci dacă mă vedeți pe undeva, și zici, nu sunt arogant, nu sunt așa foarte mult mă uit nu, în nu, gol, mă uit nu, așa vorbești, nu știu ce. Da, nu, 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 autism, da. Băda nu, da. Bă, dar nu ne-a văzut de băda, de nou. Bă, nu ne-a văzut sau nu știu ce. Nu, nu. foarte mult e în capul meu, tot timpul e în cap în fac materialul, îmi fac cum unde e linkul de bilete? Bi în descriere. În descriere? În bio, adică? Sau în descriere? Uh, mi se, mi se șoptește, mi se șoptește în, cască. cască. Uh, linkul de bilete în descriere Bun. Deci linkul de bilete Și știi cum e Bing, Bing John Malcovici, De fapt Bing Dan Badea că În cap, că nu știu ce în... Da. Mă rog. În fine, bine? Referit mulțumim. De... Scuzați că ne-am luat scu... cu vorba. Da. Așa face el. Nu l-am întrebat nimic, doar ceva la început. Azi Azi zi... După aia a ținut două Auzi ore sau o jumătate. Auzi, dar și de acolo... Da, da, da. <laughs> și, și cum era în, când, când te-ai născut? Cum a fost? Și... Oameni buni, vă mulțumim. Ne vă mulțumim. revedem cu Dan Badea pe Patreon. Patreon. Îl întrebăm chestiile alea nasoale. Exact. Ceau. O zi bună.